da, e o femeie care m-a atras prin modul cum gândește. Ți-ți place, Mariana? Da. Ne ajută să o cucerească unul dintre voi doi masculii alfa ca să o potolească un pic pe Maria. Aseară când stăteam cu ea lângă canapea, m-a întrebat dacă vreau să o pup. Pe tine te-a întrebat vreodată chestia asta? Bună dimineața! Am văzut că te distrezi. Cu cine erai în apel înainte să intrăm aici în platou? Ce-am făcut? Cu cine erai în apel? Am văzut că te-ai distrat, așteptat. Cu cine erai în apel înainte să intrăm la filmul acum? Cu nimeni. Vă bune? Da. Adică Facebook-ul e stricat. Mi-arată că utilizatorul e în altă convorbire la mișto, nu? Nu am fost în niciun apel. Îți arăt dacă vrei să vezi. Păi și atunci de ce mi-arată așa? Nu știu, telefonul e închis. E vreo fată care a auzit ceva, vă rog să-mi spuneți și mie, întreb sincer. Dacă am auzit ceva? Nu, dacă e vreo fată. Maria! Cu maică sa. Da. Maria, era într-un apel, mi-a dat cu cineva? Nu a vorbit cu nimeni, Nicos. Am primit niște screen-uri în care tu ziceai că te folosești de codruț pentru a face subiecte și pentru a câștiga acei 1500 de euro pentru să văd și eu acele a achita o datorie. Codruț, nu am vorbit nici măcar cu mama mea, dar îmi minte cu altcineva străin. Ai vorbit era cu fostul tău soț. Cu fostul tău soț era conversația. Fostul meu? Da. Dar sincer să fiu, se uită mulți băieți. Și apropo, vezi că lui Marinescu îi place de tine. Marinescu, răspunde cu vrei, cine e mai importantă? Marinescu, eu și mai mea îți răspund. Sunt aici doar pentru tine, Andrada, sunt aici doar pentru tine, îți răspund, calmează-te! Aici suntem, cum vreau! Hai mă, că vreau să fac și eu cuplu cu fata asta, s-o pup, pe aici faci cuplu, da. Cu ce faci acum? Cum vreau eu. Mă agis cuplu. Cum vrei tu? Da. Cum vrei tu să vă mă gândesc. Păi tu ai vrea să-mi fac doar cu tine, dacă vrei așa. Pentru cine... ai intrat în casă? Pentru Maria. Dacă ar fi să mă apropii din ce în ce mai mult de Maria, crezi că ai fi în stare să-mi pui tu mie bețe în roate? Bă, m-a pupat cu japca și m-a dat și jos. Cine ți-a pupat cu japca? Marinescu. La gură? Da. Dacă vrei să mă pup, fă ce simți. Ia zi, Marinescu, ce zici de asta? Aia, Mariana. Chiar nu înțeleg. Ce-mi fac voi două? Sunteți supărate sau? Nimic. Tu de ce nu mai dansezi?
Eu? Mădălina, poate nu am avut chef azi. Nu-i în toanele ei. Am întrebat-o, gen, cu cine vorbeai? Eram curios. Nu, ai zis cu cine te distrai tu așa tare? Nu e adevărat. Da, ai zis cu cine te distrai tu așa tare? Băi, oamenilor, voi nu sunteți atenți la ceea ce spun eu. Am spus, am văzut că te-ai distrat la început în dans. Ai înțeles? Și vreau să te întreb, că înainte de emisiune, era într-un apel, că așa mi-a apărat pe Facebook. Cu cine vorbeai? Fiți mai atenți la cuvintele mele. Voiam să-ți zic ție, înainte, știi că eu o să întreb, o să-i pun niște întrebări, Alexandre, și n-alt. Am vrut să te previn, ca să știi dinainte. Să evităm certurile între noi, să mai ai reacții sau eu să am reacții la adresa ta și asta. Da, bineînțeles, știi că dacă vorbești frumos, nu reacționezi. Da, exact. Nu. Te pup. O să-i pun niște întrebări civilizate, frumoase, pentru că eu am auzit, mi-au șopit o păsărică, niște chestii pe care o să le afli pe conexiune. Cum ar fi pe da. Spune mie chestiile. Bă, o să vreau să întreb pe ea direct când o să intri pe conexiune. Cum că te-ar folosi pentru anumite scopuri în casa asta, ea. A, și tu m-ai luat deoparte ca să nu reacționezi urât și să nu... Da, exact, ca să nu afli acolo direct și să zici, nu, să evităm... Că dacă nu jignești și nu astăzi, pe baza după ce am citit și eu în screen-ul ăia și pe baza acțiunilor pe care ea le face cu tine, țin să cred că undeva de 99% sunt reale. Eu chiar te rog să dai ceva. Ce ai? Că asta e o mare vrăjeală și o mare aberație, că eu n-am vorbit cu nimeni. Să-i arăți. Și mai ales să vorbești tu cu... Nu voiam să vorbesc cu... Eu nu vorbesc cu fată, în primul rând. Vorbesc cu... 100%. Baby, cu altceva. Nu ești confuz doar... Nu, eu sunt confuz ceea ce ți-am spus eu. Ești confuz, cred că de mai multe zile, de tot ce s-a întâmplat și atunci exact. Față de tine. Am fost deja de vreo 2 săptămâni, dacă mă întreb pe mine. Dar... Chiar nu mi-aș știu ce să cred, habar n-am. Dacă era da, hai că-l crezi pe Romeo, Dani. Mă întreb și pe mine, nu știu eu ce confuz. Așteaptă să vadă, profesorul. Nu te recunoaștem în această dimineață. Da? Dar nu am vorbit cu nimeni. Da, conversația este... Și chiar nu contează. Mai la mișto. Poate știe Mariana despre ce vorba. Uite că ți-a pus conexiune. Auzi, Romeo, vreau și eu să știu despre ce este vorba. Opa. Opa. Hai că vin băieții. Opa, opa. Hai că vin. Hai că vă aștept. Ia uite-o, fă. Pa, pa. Pa, 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 pa. Că uite, mă pregătesc. Ia zi. Am venit. Ai venit, ia zi. Aoleu, viață. Ia zi. Uite, vreau. M-a făcut. Ia uzi. Vreau să te întreb și eu. Ce urge tu mă trădești? Bihorea. Care este scopul tău adevărat în legătură cu Codruț? Dar vreau să-mi răspund sincer. În legătură sincer. Cu Codruț? Da, da, da. Scopul meu adevărat? Pentru că mi-a șopit o păsă. Se pare că am un scop? Păi hai, asta vreau să știu. Asta... Nu mă lua, zi-mi direct cu ce, despre ce screen-uri vorbesc, despre ce conversații vorbesc. Primit... Nu mă lua pe mine cu scopuri și cu chestii. Păi, dacă mă las să vorbesc, o să-ți zic. Ok, te rog. Dacă mă las să vorbesc, o să-ți zic. Ascult. Am primit niște screen-uri care tu ziceai că te folosești de Codruț. Pentru a face subiecte și pentru a câștiga acei 1500 de euro. Ok, pot să văd și eu acele screen-uri? Pentru a achita o datorie. Pot să văd și eu acele screen-uri? O să le vezi când o să trebuie. Ok, vreau să le văd în acest moment acele screen-uri. Eu, personal, nu am vorbit cu absolut nimeni de acasă. N-am mai vorbit cu cineva de la... cu vreo cineva de acasă, de la faza cu Gabriel și... ei, George, că a fost în casă și anumite persoane știu despre ce este vorba. Legat de Codruț, nu am vorbit nici măcar cu mama mea, dar aminte cu altcineva era, străin. Ai vorbit era conversația cu fostul tău soț era conversația. Fostul meu? Da. Cu fostul așa, meu? Așa părea. Eu le-am primit. Nu am zis că ar fi autentice 100%, pentru că nu am de unde păi să știu. Păi și atunci, dacă nu ești 100% sigur, eu nu înțeleg de ce vii să vorbești despre lucrurile astea în emisiune. Eu vreau să vorbesc pentru că acțiunile... Hai să dacă tu nu ești sigur 100%, Adriana, nu te băga viața mea, vezi acolo, vezi că mai pune puțin apă, că eu cu fostul meu soț, ca să spun, ultima mea convorbire cu fostul meu soț a fost aseară și mi-a spus, după ce ies din carantină, pot să mă duc să iau fata? Ai și zis? I-am dat cu sin. Atât. A, eu da, cu okay, el okay, nu am vorbit, eu, vreau eu să, cu el am vrut nu să vorbesc și nu mă interesează persoana lui. Și cel okay, puțin perfect, nu vorbesc perfect. De ceea ce am înțeles punctul, de vedere. Eu te-am întrebat asta pentru că acțiunile tale din ultima perioadă vis-a-vis de Codruț demonstrează altceva. Demonstrează ce ai spus tu pe screen-urile respective. Hai să spun eu ce ai făcut în momentul de față. Tu în momentul de față ai... făcut niște aberații, ai vorbit niște prostii. Oh, eu am primit, eu pur și simplu am primit acele screen-uri fără să cer nimic. Da, mi-a trimis cineva gata, direct. Mi-am amintit, știu despre ce screen-uri vorbești. Ești pe Facebook, nu? Poftim? Ești pe Facebook? No. Pe Instagram. Ce mă întreabă seara, Romeo? Îmi spui și mie dacă pot să lupt pentru tine. Romeo? Da. Și am zis, zic, tu poți să faci ce vrei, zic, eu nu sunt într-o relație în momentul de față cu nimeni, ca să pot să zic că nu face ceva.
Și după mi-a zis că ca și cum că el nu se bate niciodată la porți închise. Zic, păi în momentul în care o să mă vezi ca fiind cu cineva, zic că atunci o să zic și eu că nu permit nimănui să apropie de mine. Dar până când nu sunt într-o relație cu cineva, doar vorbesc, nu am cum să zic că nu permit ceva. Ai complotat împotriva ei cu Aia și Mariana. No, de ce nu recunoști că vorbiți pe fiecare seară împreună? Băi, Andrada, ți-ai băgat aiurea în seamă. Bă, Rom, dacă te mi... Eu nici măcar nu vorbesc despre emisiune. Lasă-mă puțin, că vreau să-l răspund. Păi tu degeaba încerci să dovedești că oricum Codruț nu o să o lase pe Alexandra niciodată. Da, ok, nu mă interesează pe mine chestia asta. Păi tu oricum nu o să o lase pe Alexandra. El a acceptat în joseală de mult timp. Din partea la toți, numai de la ea. Stai, zi, Andrada. Romeo, a venit acest povete acum. Dacă e adevărat ce scrie în ținurile alea. Lasă-mă puțin să zic, Andrada. Păi eu de unde să știu dacă sunt adevărate sau nu? Da, crezi că o să-ți confirme, o să recunoască ea. Zi, Andrada. Lasă-mă un pic, Alexandra. Era adevărat. Eu, de când a fost faza cu Gabriel, nu am mai vorbit cu absolut nimeni de acasă. Screen-urile pe care tu le ai, nu știu ce fel de screen-uri. Zi-mi și mie, care e Instagram-ul meu? Eu am screen-urile, am primit niște screen-uri pe care nici măcar nu le-am cerut, nu am investigat, nu am făcut nimic, pur și simplu cineva m-am trezit cu acele screen-uri și am zis ce legătură am eu. Bună, și Romeo! Da, și Romeo. Poate care l-au primit și ele ți l-au transmis. În conversațiile alea scria de o datorie. În acele conversații scria ceva de o datorie. Da. Păi și atunci el de acolo a văzut, nu a auzit nimic de la mine. Exact, eu n-am auzit nimic de la ea, am văzut în acele screen pe care le-am primit. Bine cum să jucați. Tocmai acum ce am spus păi eu, când am spus că ea nimic, are datorii, am auzit de la Romeo. Am auzit doar, eu auzit și Romeo. Am vorbit ceva despre emisiune sau Alexandra, nici măcar o dată. Am vorbit chestii total altceva, despre viață, despre total altceva. Da. Numai nici cu omul ăsta nu vorbesc despre emisiune în cameră, pentru că scopul vostru. Mă vreau și eu să văd acelea screen-uri. Da, o să ți le arăt, cu siguranță. Nico! Da. Arată-i-le și atunci o să vadă despre ce e vorba. Dar nu are ce să vadă, cel puțin pe ei. O să-ți arăte conversații. Pe acțiunile tale, Alexandra, stai puțin. Despre Codruț nu am vorbit nici măcar cu mama mea, dar nu repet, mă repet pentru a... Dacă a vorbit cu cine vorbim, mă, cu o fată sau cu băiat? Alexandra, acțiunile tale, ai vorbit cu fostul tău vreodată de mine? Nu! N-am vorbit nici măcar cu mama de tine. Dar aminte cu altcineva. El nu a venit și a spus că alea sunt 100% reale. Eu am zis că nu știu. Am tu niște screen-uri, nu există conversații sau ceea ce ai spus tu între mine și o altă persoană de acasă. Repet, cu lucrurile pe care le-a spus Romeo, eu nu am vorbit cu absolut nimeni, vorbești prost, adrată-mi screen-urile și după aia... E cum să vorbească prost? Nu să vorbească prost dacă el a citit cât și noi acele screen-uri. Ce să vorbească prost? El vorbește pe baza ce a primit. Exact. Nu ce a făcut? Nu înțeleg de ce te ataci. A făcut o paralelă în acele screen-uri și acțiunile tale vis-a-vis de Codruț, de când sunteți împreună și undeva, dă cu realitatea. Poate e ceva fals. Lumea știe că tu folosești babe pentru toată lumea, sau cum spui tu, ai tu un cuvânt și cu siguranță e... Păi băi, Alexandra, hai că te întreb altfel atunci. Și pe mine ai încercat să mă folosești. Alexandra nu vorbește cu măi fată. De ce nu l-ai folosit și pe el pentru a-ți atinge scopul în această casă, dacă și pe mine ai încercat să mă folosești și au fost cuvintele tale? Asta era, mă, păi da, vorbește așa, mă, zi, mă, clar că eu vreau să te... Să duci discuția în altă parte, ți-am dat doar un exemplu. Ți-am dat doar un exemplu, pentru că tu singur ai spus că folosești și ai folosit. Mai întâi arătați-i tot ei și după bine asta, certați. Nu, de ce m-am agitat? Eu n-am zis că e adevărat sau neadevărat. Eu m-am agitat din cauza lui că a spus că de ce nu l-ai folosit și pe Codruț cum l-ai folosit pe mine. Cine ține-i curs? Păi acum am spus că a zis că este plauzibil. Un argument destul de plauzibil din moment ce tu faci chestii din asta, e clar că ai putea să faci și cu el. De ce n-ai face și cu el? Exact. Bine, în casa asta nu există altcineva decât Alexandra. Din moment ce tu faci chestii din asta... Andrada! Alexandra face așa, Alexandra. Andrada! Mai te legi tu de altcineva? Andrada! Dariana, stă după tine! Tu mă înțelegi? Romeo o primi niște screen-uri așa, pe aleatoriu. Că nu e vorba numai de astăzi, exemplu, Codruț, nimic. Este vorba în general. Pe baza ce-a văzut în screen-urile alea. Codruț, este vorba în general că pe fiecare zi are ceva cu Alexandra. Uite că am ceva cu Alexandra. Care e problema ta? Care e problema ta? Am ceva cu Alexandra. Nu m-am zis nici adevărat ce sau nu. N-am zis că cu Alexandra. Pentru că ea a avut ceva cu mine și m-a făcut în toate felurile, frustrat, folosit, nu știu ce, fake. Te uite că am care problema ta. Care dar problema nu am nicio problemă, dar uite-te la fata asta care zis de treaba ta și nu te mai băga așa ca mușca în lapte, că nu știi despre ce e vorba.
Andrada, nu mai spune. Tu când ai folosit următările, acum a fost. Și te foloseai de toată lumea. Hai, mai termin o dată. Te bagi tu așa, Iulia. Romeo, trebuie să intervină. Hai puțin, Andrada, o secundă. Până acum erai cu copaci pe Alexandra, pe aici te dai cu ușile și alea și acum îi ții foarte Alexandra. Că vezi, Doamne, o atacă, nu știu cine pe Alexandra. Cu ce are dreptate? Eu n-am venit și am acuzat-o de nimic. Eu am pus niște întrebări pe baza unor scrieri pe care le-am primit fără să cercetez. Hai că faci tare să înțelegi chestia asta. Romeo, atât. Te pup, băiatul meu. Vii tu și spui, Andrada, că eu am făcut nu știu ce strategii cu fetele când eu n-am făcut nimic. Păi altceva nu știu dacă n-are argumente. Ce poate să facă? Uite că iasă afară când n-are argumente, n-are ce să zică. Eu cu ea mă cert, ok? Dar dacă văd că are dreptate, îi dau dreptate, nu? Te pup, hai, nu mai vreau să vorbesc. A ieșit Alexandra. Vreau să vorbesc cu aia și cu Mariana, să clarificăm chestia aia pe care tu ai adus-o în emisiune, care nu are nicio legătură. Andrada, e exact gică contra ai devenit. Pune cineva, nu, tu spui da. Romeo, tu spui nu. Adus scrinurile și după vă certați. Degeaba vă certați înainte, atâta timp cât ea spune că nu e așa. Stima, când vin să se aducă. Dar el de ce ar minti, mă, te duci în grădină, vorbești și acum. Ar minti el. Și nu avem nimic. Bă, posibil că are niște screen-uri, dar nu le-a decorat. Să arete mai întâi. O să le aducă și aia. Pot să fie după și alții, dar tocmai. Dacă are, să le aducă. După vă certați. O să le aduc, o să le aduc, o să vină domnișoara Cristina, că acum nu are niciun rost. Și screen-urile acelea, că Andrada, Andrada, tu nu mai vorbi prostii din moment ce tu nu știi ce am vorbit eu cu acele fete. Poate le-ai falsificat și tu sau cineva din această casă. O, am falsificat subiecte. Asta nu cred. Atent. Le-am primit acum aici. Ba, ești tu. Acum jumătate de oră, 10 minute înainte să intrăm aici, n-aveam nici timp să fac chestia asta, n-aveam nimic. De ce ești așa atent la ce face ea? Alexandra, mă auzi? Uite că sunt foarte atent. Și faptele tale, faptele tale și puse în concordanță cu acele screen-uri, cam dau acolo, înțelegi? Dar nu este, dar nu aveți da, Alexandra. Lasă, mulțumesc că am înțeles că puneai în scrinurile alea că aici între tine și mine nu există nimic. Nu, nu, ia-o de la capăt că n-am auzit. Între tine și mine nu există nimic. Așa? Că face chestiile astea ca să apar pe TV. Eu? Da. Se pare că am avut eu vreo secundă nevoie de cineva ca să apar pe televizor, una la mă. Tu mă lasă? Altceva? Da, mă lasă. Spune, asta spune, că ai o, că faci, dar ai n-a auzit datorie, întrebarea, o datorie de 8.000 de euro. Eu datorie de 8.000 de euro, da? Ferească-mă Dumnezeu. Da, ăla, mai luat, ăla zicea că... Ia lăsați-l mă să-l auzi eu așa. Ăla zicea că ce cu papagalul ăla de Codruț, că să ai grijă că... Ce mai scriam? Picioarele mă. Nu, capul. Papagal. Și că ăla te suna și ai zis n-am cum să-ți răspund că filmez și tu mă suni de 5 în 5 minute. Și nu mai știu de asta. Ea s-a supărat pentru că ea a primit la fel niște screen-uri că vorbea el cu femeie. El în loc să îndrepte către cineva, el stă de Alexandra? Sau are așteptări? Bine, dar sunt mulți care fac așa. Tot, cred că toată lumea face lucrurile astea exact. O singura persoană care vine și se leagă de toată lumea. Dă-i seama că altcineva, dacă ar primi acum niște screen cu mine că vorbesc cu alt bărbat, tot ar veni și-a vorbit, n-ar veni că lumea... Greu, dar până la urmă, dacă este... Nu trimite băiatului care vorbești tu sau care ai ceva cu el, ce-a? Rus. Până la urmă, dacă stai să te gândești și o iei logic, se poate face o grămadă de chestii pe internet. Normal. Nu trebuie să fii neapărat tu ca să vorbești. De două luni de zile adică, numai tu cu el ești, vă împăcați, vă certați, vă împăcați, vă certați. Nu, se ceartă pe televizor și în pauză se pupă. O relație model. Așa e. Să vorbești cu el aici cum vorbești acasă. Cum vorbești cu tine, Codruț, acasă? Nu se poate. Mi-am cu ea creierea acasă. Se pare că am zis ceva. Vede toată România. Păi spune-i prietenului tău că zic că eu vorbesc diferit cu tine acasă. Spune-i cum vorbesc. Adică mă refer frumos. O, bună, mă refer frumos, degajat, da. El acasă? Frumos, degajat, da. Eu drus, dă-i două palme peste păi față și trezește-te creierii la cu Adriana, că la cât am tipat la el. O prostie mai mare. Ariana, da. Crezi că la mine o rotiță să învârce, uite, și Andrada a auzit. Și Andrada a auzit aseară cum noi ne-am certat. Nu vorbi în necunoștință de cauză pentru că Alexandra, tu nu stai prin cameră. Da, Alexandra, da. Dar de ce nu spui dar că tu de ce ai dat în cap că ai primit niște screen-uri care erau de acum o lună, nici măcar nu erați împreună și tu ai venit și ai făcut-o pe supărata o săptămână întreagă. Eu i-am dat în cap Alexandra. Nu, Mariana, da, erau niște mesaje care le-ai primit de la o femeie care a vorbit cu ea. Și a invitat-o pe fata aia în casă pentru el. El a venit în emisiune și a spus că este îndrăgostit de mine, ca să ne înțelegem. Și el a chemat-o pe alta, exemplu cum a chemat-o după pe Diana aici în emisiune. Ai înțeles? Și dacă a chemat-o? A,
Da, e un mare lucru. Eu o să cheme tot dracu. Dacă, dacă ce a făcut cu Diana, tu de ce ai acceptat în continuare? De ce l-ai iertat? Dacă ai văzut ce a făcut și cu Diana, tu de ce am vrut eu să vin. Am vrut. Că ai vrut. Nu, că-ți convine. Alexandra, am și eu o întrebare la tine. Vorbești cu mine sau nu? Care sunt alea două care sunt ca voi? Despre ce vorbeai în mașină? Ajutați-mă. Acum mai sunt încă ce două. Ce era vorba în mașină? Acum mai sunt încă două ca noi. La ce te-ai referit, Alexandra? A, nici cu tine mai nou nu vorbește. Mariana. Da. Tu ai vorbit de chestia de aseară? Poftim? Tu ai vorbit de chestia de aseară? Vorbi și un pic mai tare când tu. Tu ai vorbit acum de chestia de aseară? Da, știi la ce mă refer măcar? Da, în mașină. Tu ai spus în mașină, nu? Deci. Aseară. Aseară. Da, îi arătam un TikTok lui Adriana, care era Adriana și Alexandra, două fete care erau exact ca noi. Da? Iar dăm un TikTok lui Adrian. Eu am înțeles altceva. Nu înțeleg care e treaba ta și să te bagi tu în subiectul ăsta acum. Că nu poftim? Te eu? Da, exact. Eu nu știu cum să spun. Eu am fost într-o relație cu ea. Eu am fost în... Eu am fost folosit. Cred că am toate motivele. Eu am permis să mă bag în toate subiectele ei, că am fost în relație cu ea. Tu n-ai fost nici măcar prieten cu ea. Pe mine m-a folosit. Tu n-ai fost nici măcar prieten cu ea. Pe mine m-a folosit. Și în primul rând încercam să te susțin. Tu dacă ai avut o relație cu ea, tu nu ai trebuit să te bagi în subiecte în care să o incriminezi, tu ar trebui să o respecti dacă tu ești bărbat. Păi eu o respect având foarte mult în moment ce eu am evitat orice clinș cu ea de când m-am întors în competiție. Nu că ai evitat și cred că mai mult ai încercat să provoci mereu și l-ai provocat pe ăsta, știi că îl deranjează. Tu dacă le respectai eu, din contră, l-am și o respectai pe ea, tu nu mai făceai toate chestiile alea care le-ai făcut ca să-l incit pe omul ăsta. Eu l-am susținut pe copii. Păi nu mai face că o venit Meda în casă. În camera roșie. Exact. Nu este adevărat. Ei, nu. Tu te folosești de Alexandra să apar pe sticlă, punct. Și tu de cine te folosești? Eu? Alexandra vede că dă curs la oricine. Cu ce? Da. Normal că se leagă. Nu te bucuri și te bucuri de aceste momente la televizor. Ce vrei să pare acum la televizor? Bărbatul de 30 de ani, Romeo, care a fost folosit de o fată de 26 ani. Asta vrei să arăți, nu? Nu, ți-am dat un exemplu. Am toate motivele, din moment ce eu am primit... Asta încerci tu să arăți. Omule, mie mi-e drag Codruț, da? Indiferent ce s-a întâmplat cu el, mi-e drag de el, da? Așa și hai că la tăzi mi-e drag de mine. Să văd că îl folosește până una alta. Într-un fel sau altul. Nu, știi cum te vezi tu? Cu salutare, eu sunt Romeo, am 29 de ani sau câți ani ai să trăiești. Vreau să arăt tuturor că Alexandra s-a folosește de mine și de toate. Dar eu vreau să te întreb pe tine, tu cum îl respecti pe el? Că ai zis că ți-e foarte drag. Și îl faci cu ine în fiecare zi și prin toate acțiunile pe care le-ai făcut. Săgeată. Da, ăsta e respect. Da, da, ăsta e respect. Este, în fața este o formă de-a mea de respect în care formă de respect, săgeată. Da. Dacă te fac slavă, Romeo, ești tu să-i deschizi lui ochii. Romeo, sănătos. Dacă el zice săgeată, eu trebuie să-l ascult. Fii sănătos. Dacă el zice săgeată. Nu știu că tu nu-l asculti, dar unde respectul lui pentru tine? El tot aduce în discuție, nu-l respectă George. Romeo, când te vorbesc să intră pe aici, nici măcar n-ajunge la ochii astea. Înseamnă că noi suntem în două discuții diferite. Tu încerci să-i dovedești că Alexandra îl păcălește, eu încerc să-i dovedesc că ăștia îl păcălesc. Puteai în momentul ăla în care am spus că eu te mai sunt încă două ca noi, puteai să vii să întrebi și nu înțeleg. Da, am întrebat acum. Trebuie să vii atunci și clarificăm. De ce să vin atunci? Să mai să care nu vorbesc în afară emisiunii. Oamne, întreabă tu ai impresia că eu am... Nici eu nu am nimic cu tine, iar știi destul de bine pentru ce am venit aici. Dar bravo ție pentru ce ai venit tu aici, nu mă interesează pentru ce ai venit tu. Nu, ai spus că nu te interesează ce o să fac. Ce urmează să fac. Ce urmează să fac. Și nu vreau să crezi că te-am băgat pe tine într-o anumită chestie. Era vorba de un TikTok și cam atât. Am înțeles. E mulțumesc. Ți-am spus. Toți o implicați dacă stau să mă gândesc. Păi toți se implică pentru că ea dă curs, tu, se ceartă. Fii atent, Romeo, tu a pus caută mai materiale. Cine a căutat tu astăzi poșului. Pe ea? Ea pe tine sau tu pe ea? Omule, poți să ai, te-am crezut un băiat inteligent, îmi cer scuze că te-am crezut, dar am primit niște screen-uri pe care le-am zis lui Codruț, eu n-am vorbit cu Alexandra, l-am luat în grădină să-i spun despre acele screen-uri, înțelegi? În momentul în care Alexandra a intrat pe conexiune, ce voi să tac? Deci totodată mă și jignești, adică te-am crezut băiat inteligent. Adică, dacă tu îmi zici că eu am venit în emisiune și din senin m-am luat eu de Alexandra, aiurea. Nu, fratele meu, am primit niște scriuri. Uite, și tu ai căutat. Eu cred că să Romeo, dacă aștea să... Exact, uite. Dacă aștea să-mi pun un pic capul la contribuție, ți-aș găsi 3.000 de defecte într-un minut și te-aș jigni în ultimul hal în 10. Am 5.000, nu am 3.000, am 5.000. Îți spun sincer. Am 5.000. Ar trebui să reflectezi un pic acțiunile tale. Tu ceea ce încerci să faci, în afara faptului... Eu nu înțeleg deranjul tău, eu nu înțeleg deranjul tău că am eu discuții cu Alexandra când tu o cauți mereu pe Alexandra. Chiar și ieri când ziceai că se uită când te pup tu cu Meda. Chiar dacă s-ar fi uitat, probabil s-a uitat accidental, a întors capul. Nu înseamnă că s-a uitat că te vrea băiatul meu. S-a uitat pentru că poate era uimit. Și eu mă uit la doamne, dacă mă uită ăsta. Scuze, dar nu înțelegi eu care a început dând acea pedeapsă cu camera roșie. Care se instige. Dacă tu nu voiai să instigi la nimic, când ai intrat în cameră și ai văzut că ea putea să refuzi. Am înțeles. Așa bun. Tu ești cel mai puțin în măsură. Tu ești cel mai puțin în măsură. Tu ai avut o relație cu femeia asta. Nicos, nu mai vorbi despre Alexandra, că spune că o cauți. Cum?
Nu, eu nu am spus că mă caută. Romeo, eu am spus, da, nu mai exact. Vorbi despre Alexandra, auzi? Nu mai pronunța numele, te rog. Da, vezi că eu nu am spus că mă caută. Romeo a spus mai devreme ce a făcut Nicos ieri cu întrebarea și cu afirmația. Nicos, ieri eu te-am căutat pe tine, ți-am zis eu ție ceva sau tu ai venit la mine și mi-ai spus că ai văzut nu știu ce prin nu știu prin ce geam? Prin faptul că m-ai căutat indirect cu pedeapsa aceea din camera roșie, da, m-ai stârnit și pe mine să fiu atent la gesturile tale. La gesturile mele? Da. Ieri, când voi erați acolo în spate, nu stăteam tot în acest loc? Nu mă ajungi despre ce vorbești. Nu, tu când despre ieri. Când i-ai spus tu, Alexandra, că s-a uitat la tine. Discuție acum, Alexandra. Te-a atacat Romeo. Extraordinar de mult că i-a dat o pedeapsă care, din punctul meu de vedere, pedeapsa a fost foarte bună din punct de vedere competițional. Că unii nu o pot digera și nu pot să o ia ca atare, partea a doua. Ceea ce ai făcut tu, dragul meu, că te-a atacat până la maxim și ai ținut două ore subiectul respectiv. Am stat jumătate de oră pe acea canapea și ți-am dat dreptul să ascult tot ceea ce aveai de spus împotriva Alexandrei, împotriva lui Codrus, ce mi-ai făcut să spui. Mi se pare o nulitate dusă la extrem ceea ce ai adus tu în emisiune, în afara faptului că tu o acuzi pe Alexandra că face numai materiale, în primul și în primul rând tu ai căutat-o pe ea astăzi și în al doilea rând ți-am mai explicat, băiețește, singur, în cel mai bun caz, nu te ridici pe tine fără chestiile astea, o ridici pe ea. Dar nu mă interesează este să mă ridic. Efectiv, eu nu mă interesează ceea ce fac. Tu prin de față, poate, dar te interesează pe tine să te ridici, de ce ai intrat în discuția asta? Nu avea nicio legătură. Pentru că mă deranjează ce faci. Ce te deranjează? Te trezești vorbind că ea o ține la că de fapt tu o ții la anga. Poți să te rog frumos să-i spui dacă vreau să-mi fac Alexandra, să nu mai dea cu părerea, că de sunt capabilă gelos? Să-mi rezolvi problemele singură. Ești nu, dar spune că dacă îi spun eu, spui că mă caut măcar în seamă cu el. Da? Te rog frumos să-i spui tu lucrurile astea. Am să-i ce spun. Să-mi spună? Ok, mulțumesc. Ce să-mi spună? Romeo, vezi, Alexandra, că tu aseară te uitai în mașină la un clip de 15 ori cu mine și cu tine. Nu știu cum să-ți zic. Eu? Da, tu. În mașină? Dar unde erai? Mașină, la hotel, în vestiar, am uitat. Eu! Da. Nicos, lasă asta. Uite, tu când faci chestiile astea și aduci în discuție astfel de subiecte, cum e? Dar uite, nu ai Doamne, iartă-mă, se întâmplă cu ăștia, fratele meu! Iartă-mă că... Ce, mă, ce am făcut eu ieri? E, da! Alexandra, vreau să spun ceva foarte serios și vreau să o iei ca atare. Uite un pic la mine. Puneți cadrul pe mine. S-a dat drumul la materiale, ai înțeles? Adevărat! Astea sunt materiale pe față, mă. Cristian, care face numai minuni. De unde și până unde mă victimizezi? Păi da. Yes. Dacă ai impresia că Nico o să lase pe Alexandra și nu o să mai caute și o să o ignore, te înșelă mare. Poate să vină încă 5. De ce ai dat această casă? Ce victimizare? 5 poate să vină. Cuvinte prin tot. Da, Codruț, ai cea mai mare dreptate. Te pup. Bravo. Mă, dar cine zice ceva de victimizare? Eu am zis că s-a dat drumul la materiale. Eu? Nu tu, Romeo a zis. Asta da, treaba. Eu ce am de gând să fac? Da. Ce ai de gând să faci? Cu ce? Păi dacă ai spus că Nicos nu o să o lase niciodată pe Alexandra, tu ce o să faci? O să o lase în pace pentru că caută materiale cu ea, cu care vreau pe Alexandra, e o diferență. Da. Leila. Nu, stai mă, cum o diferență. Azi, materiale în patru. Caută să facă materiale mereu cu ea, pentru că prin toate acțiunile pe care el le-a făcut... Nu caută niciun material. Hai adevăr, eu am adus-o de pe Alexandra. Nu numai Nicos o caută pe Alexandra în casa asta. A, deci eu am deschis subiectul ăsta. Înțelegi? Nu, tu o caută pentru că Alexandra știe Codruț că dă curs. Nu este numai ceartă. Nicos care mă caută în această casă, este și Romeo Alexandra și nu numai. Alexandra nu te caută niciodată. Da, mă, te caut. Da, te-am rugat frumos, care acum ești pe conexiune. O caută pentru că Alexandra... Cui viitorului tău iubit sau iubitului tău ce este, să nu își mai dea cu părerea despre lucrurile care mă privesc pe mine, pentru că pot să-mi rezolv singură problemele. Nu am cum, Alexandra. Nu are cum, Alexandra. Te nasc materiale și te vorbește, pentru că ăsta o pun multor concurenți în casa asta materiale, în loc să-și vadă fiecare de treaba Romeo, lui, își vede fiecare Nicos de treaba altuia. Alexandra, da? Nu știa ca să te anunț și pe tine, mei, dar unde ai venit? Da, Nicos. Exact. Ca să fii conștientă. Dacă ai impresia că o să ai o relație cam basme și cam povești, nu o să ai. Da, știi ce să fiu? Se uită mulți băieți. Am și apropo, vezi că lui Marinescu îi place de tine. Marinescu, răspunde cum vrei! Cine-i mai importantă? Da, măi, inima mea îți răspund! Sunt aici doar pentru tine, Andrada! Sunt aici doar pentru tine, îți răspund! Calmează-te! Aici sunt, te pun rău! Stai, mă, că vreau să fac și eu cuplu cu fata asta, s-o pupă! Păi, îți faci cuplu, da! Cu ce faci acum? Când vreau eu, îți faci cuplu! Când vrei tu? Da! Când vrei tu să vă... Mai mă gândesc! Păi, tu ai vrea să-mi fac doar cu tine, dacă vrei așa! Pentru cine ai intrat în casă? Pentru Maria. Dacă ar fi să mă apropii din ce în ce mai mult de Maria, crezi că ai fi în stare să-mi pui tu mie bețe în roate? Mă, m-a pupat cu japca
să fac cu ceapca? Marinescu! Făcură? Da! Dacă vrei să mă pup, fă ce simți! Ia zi, Marinescu, ce zici de asta? Suntem aici, eu nu pot să o evit. De ce să nu evit? Pentru că e toate materialele. Trebuie. Ok, dar nu te băga materialele și ea nu se bagă în ale tale măcar o lună. Da, un pic, care sunt materialele? Am altceva. Toate? Păi, da, da. Scuză-mă, nu am venit aici să mă aștept pe materialele tale. Creează-ți tu un subiect și n-are ce treabă să-i zică, mi-am creat. Nu o să te bagi în materialele și până acum. Creează-ți un subiect. Deci, nu, cine pe cine caută? Nu, trebuie un exemplu. Dar nu mă interesează. Alexandra, care era mare speciale, ne închidea gura la tot, iese afară. Tu ceri de la mine să te evit? A dat doar exemple. Numele meu, îmi pare rău. Singura dată, ieri am dat un exemplu. Eu n-am dat niciun exemplu până... Ba da, ai dat, ai încercat, ai căutat-o. Până a deschis ea gura, nu. Stai tu liniștit că ai încercat să vorbești de luni, de când ai dat în emisiune. Dar nu poți să ai așteptările ca să te evite cineva atâta timp cât tu ești într-o emisiune. Știe foarte bine. Da, cu Andrada cum a fost? Dar nu mă interesează, Andrada. Păi bun, cum adică nu este posibil dacă cu Andrada a fost rău? Nu mă interesează atât timp cât tu stai și dacă o să vreau să vă dau cu părerea despre tu, tu ești aia care nu vrea. Tu ești aia care nu vrea. Dar nu am încercat să o instig. Nu am încercat să o instig. Nu, indiferent de situație, dacă ea nu vrea să vorbească cu tine, nu vorbești cu ea, simplu. Nu, o să vorbească. Nu vorbești singur atunci. O să vorbească. Păi da, dar are dreptate, Maria, că ea nu vrea să vorbească cu jumătate din casă. Cum faci? Nu e adevărat, Romeo. Romeo, ce ziceți dacă toată casa nu o să vorbească cu ea? Să vedem ce face după. Exact, ar trebui să se întâmple. Romeo, nu are o etică pe Maria. Cu tine a vorbit azi dimineață. Nu, 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 evită-mă. Hai, ești, mă, te rog. Romeo, evită-mă. Că n-are cum să lăsa să poate. Și pe mine m-a evitat până acum. A vorbit astăzi cu tine, Alexandra, a vorbit. Păi astăzi a vorbit cu tine, dar până acum m-a evitat. O interesat și ea a vorbit cu tine. O interesat scrinurile aia. Dragă mea, Maria, vezi că și ieri a vorbit cu Romeo. Când avea nu rost să vorbească cu Maria atunci. O evită doar pe Maria. Bine, atunci dacă vorbește cu el, de ce îi spune tot timpul să o evite? Până acum m-a evitat total și mi-a zis pentru că nu are argumente la ceea ce îi spun eu. Hai mă, la fel jodată, Romeo, că nu te-am auzit. Mai asta e în cap, argumente, argumente. Nu te-am auzit. Mai schimbă și tu cuvintele. Ziceam că mă evită pentru că nu are argumente. Da, ai tu, da, nu este scris astăzi. Astăzi, da, astăzi a vorbit pentru că a vrut să se scoată și a interesat tot subiectul. Romeo, ea vorbește cu tine. Dacă o întreb ceva, vorbește cu tine. Dar dacă tu toată ziua stai cu numele în guvernul când e vorba să o întreb să o pun într-o situație... la un moment dat și să nu-ți mai răspundă. Bă, cu cine vorbi? Atunci mă evită. Doar să vorbi. Dar astăzi a interesat tot subiectul. I-am pus puțin rotițele mișcare și atunci i-am dat foc puțin. Dar nu m-am evitat. Dacă întrebam singur despre Codruț... În momentul de față... Da, și Alexandra. Când ai adus, apropo băieți, când vorbeați în grădină și vorbeați despre anumite screen-uri și ceva de genul, ia, dar despre ce este vorba? Sunt doar aberații, nu, nici nu am... Ia, ea deja a premeditat toate chestiile astea. Eu întrebam, Maria, eu întrebam dacă a vorbit cu cineva. Psihologie inversă. Adevărat. A premeditat toate chestiile astea pentru că știa ceva acolo, în esență, știi? Adevărat. Ferească. Eu întrebam pe Alexandra, mai vorbi și ai vorbit cu cineva de acasă? Și ea spunea că nu. Te-am rugat frumos să ne evităm. Ai promis în gală că ne evităm. Eu pe tine, în afară de exemplu pe care l-am dat ieri cu faptul că sunteți un grup, tu și cu cine am dat eu exemplu, nu te-am căutat. Alaltă ieri te-am rugat frumos să nu mă mai bagi în seamă, să nu mai discuți despre mine, să nu mai vorbești despre mine, ok? Te rog frumos să te ții de promisiunea pe care tu ai făcut-o ca să fie totul bine, ok? Dar ce va fi dacă nu o să fie așa? Ce va fi? Vrei, da. Din nou vrei să mă provoci? Nu, nu, te întreb! Alexandra, păi n-ai văzut cât n-a vorbit de tine, n-a fost acolo? Te-am anunțat. Spune, ok, spune, te-am anunțat, eu pe tine te-am evitat, spune, m-am ținut de promisiune. Pune ce va fi. Deci Maria, Alexandra, hai să-ți explic ceva. Eu nu am avut nicio treabă, nu o bag în niciun subiect. Ea intră și discută în numele meu și despre subiectele mele, ca să ne înțelegem. Dar sunt în dreptul de mărere și vorbesc despre mine. Nu pot
pot să cer ca eu să nu vorbesc despre tine atâta timp ca să iei în această cază. Comisiunea nu este în stare să-și o țină, nu este în stare să-și țină, își calcă pe propriul cuvânt ca să vorbească cu mine, că eu sunt prea importantă pentru ea în această casă. Sunt o persoană prea... Prea, da, prea importantă pentru ea, da. Nu poate să se abțină nici într-un fel, bine, absolut deloc. Patru zile cât nu am băgat-o în seamă și am și rugat-o acum două zile să nu vorbească despre sau cu mine. Eu nu am băgat-o în seamă nici măcar la întrebările pe care ea mi le-a adresat. Nu i-am răspuns. Doar dacă mi-l adresează. Alexandra, de ce mai băgat în seamă? Atât am spus, nu, te-am băgat în seamă, atât am spus. Bine, nu te-am băgat în seamă, nu te-am băgat în seamă, doar am dat un exemplu despre un grup, atât tot. Bine. Camera, poți să merg în casa băieților, vă rog? Camera? Poți să merg în casa băieților? O să zic că da. Nu. Deci, ce am vrut să zic? Ieri... Vorbesc mâine. Nu merg, să-mi iau apă. Romeo, armea asta viața. Arătați-vă colții, dragii mei, că aveți. Bună. 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 Mamă, dar pe mine, cum nu mai trimiteți? Da, pe mine, că n-am mai fost de 2 săptămâni. Umă. Ieri am văzut un moment în care, când vine vorba despre tine, despre Marinescu, că i-am dat și exemplul lui Nicos ieri, când vine vorba despre tine și despre Marinescu, el își dă cu părerea foarte frumos, înțelegi? Într-un mod decent. Când vine vorba de ceilalți concurenți din casă, el vine și își dă cu părerea într-un mod foarte urât și îi cere cu, într-un fel sau altul explicații. Ție nu-ți cere explicații, ție spune, uite, Andrada, asta, asta și cu asta, îți explică da. Frumos. Dar și ție ți-a luat apărare la un moment dat, Alexandra, la început, când ai intrat pentru în casă, mai știi? Pentru că tot ceea ce fac ei acum, tot ceea ce se întâmplă acum în casă, este doar un joc. Iar jocul ăsta va ieși la iveal. Eu nu cred în apărarea lui Nico și ceea ce face el, eu nu cred în jocurilețele astea, pentru că dacă stai și te gândești bine, îl cunoaștem destul de bine pe Nico și știm cine este Nico. Să ne înțelegem. Normal că nu o deschis. A? Cum s-o deschis? Doamne ferește. Doamne ferește să deschis. Cum s-o deschis? Voi, deschis? Exact. Ce asta capabil să încercați să faceți voi două acum cu... Aveți la niște clătite, fetelor. Nu, asta vreau și eu. Mamă, ce gospodin ești. Andrada, sunt foarte, foarte curios de unde ții tu informațiile așa și știi tu unele chestii. Pentru că, Romeo, zic eu, pentru că a făcut parte din grupuleț. Și știe foarte bine ce se făcea da, înainte. Da. De-aia am mai zis eu, știu ce zic. Oameni buni, știu ce zic. Părerea voastră. Da, vreți îmi aduc telefonul părerea și da, să vedeți. Că este doar o vrăjeală ce zice acuzațiile care le aduce ea. Eu, o dovadă. Țin să vă zic că tu, Andrada, ai zis că eu am făcut strategii cu cele două fete. Da, părerea mea, da, este părerea mea. Nu, deloc, îți aduc telefonul. Uite, fetele, poate să confirme. Suntem trei oameni care spunem că nu. Dar ce treabă are telefonul, măi? Ce treabă are? Păi, toate conversațiile acolo, eu n-am vorbit nici măcar n-am vorbit despre emisiune. Aia, nu știu. Ai că se aducă subiectul. Am vorbit de două cu Romeo. Am vorbit total de alte chestii. El are conversații. Dar tocmai ce ai? Romeo. I-am nimic despre acele voi. Aduceți același bani avea de fapt. Abar n-avea adevărat. Și plus că eu am spus de 5.000 de euro, el a spus de 8.000 de euro. Nu mai contează. Păi dacă spunea 10.000 sau 15.000 de euro, era prea bătea prea mult la ochi. Ca să te lămurești de scrinul, știam de la Cristin și de la Romeo. Ca să te lămurești pe tine așa. Primul și în primul rând, de când m-am întors în casa asta, ea m-a căutat pe mine, când mi-a dat un cadou. Deci nu i-am dat ei, ea mi-a dat mine. De ce tocmai ție? Exact ce spuneam și de nu contează, nu contează. A fost un gest frumos, l-am acceptat, l-am primit, m-a bucurat, trecem peste. Și acum cu tine s-a băgat ea și a căutat-o pentru că a dat o pedapsă intenționată. Adică nu eu mi-am căutat un subiect cu ea referitor între mine, tine și ea. Păi nu, că ea spune că tu o cauți, mai ales că ai spus că te uiți tu după ea. Și mai ales când ești cu mine sau când îți spun un pic. Vezi că tu înainte să vin competiție, o săptămână la rând am zis cu gura mare că eu nu vreau să mă împac cu Alexandra. Nu știu cum să spun. Dar am văzut și știu și am auzit. Iar faza cu... acum mai sunt încă două ca noi. Tot aseară în mașină. Am deschis subiectul și oarecum
cred că a întors-o. Am lăsat-o ca ea momentan, o să vedem pe parcurs ce o să fie. Lasă-mă să spună ce vrea ea, mă, că zici ca cine vrei tu. Și care e chestia? La urmă, ormei, tu ca ea ai fost, ea ca tine va fi. Că nu știu care dintre voi două sunteți mai mari. Nu, eu ca ea n-am fost niciodată. În sensul că, mă rog, nu vreau să intrăm... Eu știu că tu știi multe chestii, dar nu vreau să intrăm în discuții de genul pentru că nu ne privește nici pe mine, nu, nici pe mă refer la comportament, nu te oblig, la alte... Nu te oblig, nu te oblig, că nu sunt genul de bărbat să spun mâna la gură. Te-ai sfătui să nu intrăm undeva unde nu ne fierbe oala. Da, nu vreau să intru, știi, destul de bine cum sunt și... Ai înțeles? Eu am văzut exact ce ai făcut când ai intrat în casă. Nu ai intrat să te ceri cu ea și asta e de apreciat, nu neapărat de mine, cât și de băieți, și de ea, și da, de soră. Ea și-a căutat-o, adică pur și simplu ea și-a căutat. Hai să încercăm să nu i-o dăm înapoi, dar totuși să nici să nu uităm. În sensul că e okay să, e ok să discuți despre un subiect. Băi, da, ai făcut-o intenționat, da. Nu, acum nu mi-aș vrea să o țin langa cu Alexandra, că vezi, domne, ce face ea, ce nu face ea. Nu mă interesează, are relația cu băiatul ăsta și o managerează exact cum își dorește ea și fiecare evoluează cum dorește. M-am uitat și eu, mi-a arătat Romeo, m-a întrebat exact. Exact, am comparat puțin să vedem. Ar putea să Romeo, fie reale? Și i-am spus așa, haideți să ne uităm cum scrie Alexandra Îți, cu Î din I sau cu I? Udina. Sau cu nu, I. Nu, nu, dacă are, dacă are căciulită sau nu. Cristian, o altă metodă. Hai puțin că zic imediat. Hai. Ne-am uitat și era exact cum îi scria Alexandra lui Romeo. După. Ne-am uitat prin subiecte, ce s-a discutat acolo. Au, ce e joc. Părea destul de legit. Spun sincer, nu sunt 100% sigur, dar păreau reale mesajele alea. Ce am spus lui Romeo, o să merg acasă, o să dau zoom pe poza aia până se văd deci, pixelii. Din moment ce în momentul când se văd pixelii, să văd dacă este inserat numele ăla. Da, sau dacă, da, da, da. Sau dacă este real. Da. Bun, asta încercam să zic. Asta încercam să zic, pentru că poți vedea... Pe Instagram, pentru că este vorba de Instagram, nu? Da, 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 da. Poți, nu există același nume, oricum. Dacă exact. Se schimbă numele, da, poți să vezi când dai zoom, poți să vezi foarte bine păi dacă asta este spuneam, aplicat. Asta spuneam, asta spuneam. Asta spuneam. El. Așa o să verificăm diseară, da, când mergem acasă. Dar între timp, da, am zis să o întrebăm pe Alexandra că poate recunoaște. N-am ce să recunosc, Cristian, pentru că eu nu am vorbit cu absolut dar nimeni voi până despre lucrurile pe care voi mi le-ați adus în discuție. Și eu am și explicat destul de clar că nici măcar cu mama nu am vorbit despre Codruț, ca să ne înțelegem. Spus, dacă este real... De unde știu voi că este vorba despre fulg? Am zis mamei mele că te plac, că nu am vorbit despre Codruț cu maică sa. Romeo! Iar eu cu fostul meu bărbat nu vorbesc nimic în afară de fapt. Vorbiți pe rând, vă rog eu. Un pic Romeo, de unde știi că este vorba despre fostul soț? Deci, păi nu, din moment ce a zis că este fata mea și nu, vrea să o, nu vrea să o atingă Codruț sau să o crească Codruț în cazul în care ei ar avea o relație după emisiune. Romeo, hai să spun un lucru. Hai să spun un lucru. Eu cu fostul meu soț m-am despărțit acum 5 ani de zile. Între noi doi nu a mai existat cu toate astea. Acum câteva zile ai greșit numele. Absolut cu toate astea ai greșit numele. Psihicul tău a lucrat pentru că poate fi exact în momentul de după ce poate ai vorbit tu cu el, te-ai gândit fiind puțin stresată la chestia aia și l-ai avut puțin în minte și ai greșit numele, spunându-l George Ionuț. Asta e adevărat, asta e adevărat. Părerea mea e părerea. Din cauza faptului că am vorbit cu ea aici așa. Eu nu am zis că e adevărat. Eu doar îmi exprim o părere. N-am zis că e adevărat, nu știu. Eu doar psihologic vorbind, pe bază spuselor tale și acțiunilor tale. Psihologic vorbind, eu cu fostul meu bărbat, să spun sincer, nu am mai vorbit și nu vorbesc nimic. Alexandra, dar nu mai sta, bă, viața mea și de atâtea explicații, bă, că nu ești la interogatoriu. Nu mai sta și de atâtea explicații. Eu jur că vreau să văd acele explicații până nu vezi filmurile. Pe Instagram eu nu am vorbit cu fostul meu bărbat, pentru că el nu are Instagram. Bazme și povești. Nu mai dai explicații când vezi scrinurile, vorbești. Codruț, dacă se adeverește că sunt adevărate scrinurile, ce faci tu? Mă duc în lume. Peste ce o să fac? Are ce să se adeverească pentru că nu sunt adevărate. Te întreb serios acum. Vorbim sau... Păi vorbim. Stai că ai intrat pe rol judecătoarea de la Curtea Supremă de Casație. Vedem ce-o fi, nu știu ce-o face, ce-o ne face. Maria. Marinescu, răspunde cum vrei. Cine e mai importantă? Da, mă, inima mea îți răspund. Sunt aici doar pentru tine, Andrada, sunt aici doar pentru tine, îți răspund, calmează-te. Aici suntem, cu vreau. Da, mă, că vreau să fac și o cupă cu fata asta, s-o pun. Păi îți faci cupul, da. Ce faci acum? Când vreau eu. Mă, agis. Cupul. Când vrei tu? Da. Când vrei tu să mă gândesc. Păi tu ai vrea să-mi fac doar cu tine, dacă vrei așa.
Pentru cine a intrat în casă? Pentru Maria. Dacă ar fi să mă apropii din ce în ce mai mult de Maria, crezi că ai fi în stare să-mi pui tu mie bețe în roate? Și m-a dat și jos. Ce ți-a făcut jabca? Marinescu. La gură? Da. Dacă vrei să mă pup, fă ce simți. Ia zi, Marinescu, ce zici de asta? Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Marinescu, răspunde cum vrei. Haide. Cine e mai importantă? Da, mă, inima mea îți răspund. Sunt aici doar pentru tine, Andrada, sunt aici doar pentru tine, îți răspund, calmează-te! Aici sunt, te pup rău! Stai, mă, că vreau să fac și o cupă cu fata asta, s-o pup. Pe aici dar... faci cupul, da. Cu ce faci acum? Când vreau eu ți-o. M-a agis... Cupul. Când vrei tu? Da. Când vrei tu să fac? Mai mă gândesc. Păi tu ai vrea să-mi fac doar cu tine, dacă vrei așa. Pentru cine... a intrat în casă. Pentru Maria. Dacă ar fi să mă apropii din ce în ce mai mult de Maria, crezi că ai fi în stare să-mi pui tu mie bețe în roate? Mă, m-a pupat cu japca și m-a dat și jos. Ce ți-a pupat cu japca? Marinescu. La gură? Da. Dacă vrei să mă pup, fă ce simți. Ia zi, Marinescu, ce zici de asta? Nu vorbesc cu femeile corecte, îmi pare rău. Bine, asumatule, nu vorbi. Nu știam ce s-a întâmplat, eram doar curioasă, atâta tot. Da, Meda, spun eu. Ea este o femeie foarte corectă și restul da. Sunt foarte mincinoși. Te rog eu frumos, Meda, să nu mai întreb pe Andrada ce se întâmplă, că ia foc, George, și iau foc și eu, și după aia scop pe gură foarte multe prostii. Andrada se pricepe cel mai bine la minciune, Andrada. Te minte pe față fără nicio problemă. Eu o cunosc pe Andrada destul de bine. Am prins o discuție. Comunicai cu cineva și spuneai te-a sunat aia, iar n-a băgat în belele. Ce ți-a spus? Văd că ești cu Mădălina, care Mădrea nu spală părul, deci automat ești un jegos. Poate ar trebui să-i spui Alexandrei să-și țină iubitul pentru ea. Stai că ea nu mai știu care Codruț. Codruț e ultimul băiat acolo, de pe tatajul pe mână. A, ăsta lui Alexandru. Știu că am salivează după tine când dansezi. Poate ar trebui să spui să... își îndrepte privirea mai mult spre tine. Alexandrei. Vrei să-i spun acum? Hă? Vrei să-i spun? Și că așa pe viitor, când mai zice ea de mine că mă uit eu după ea. Tu, dacă tot mă uit eu după ea, spune să nu se mai uite nici el după tine. Eu am crezut că mi se pare, să știi. Ai crezut că ți se pare? Nu. Mă, dar sincer să fiu, să se uită am... mulți băieți. Am zis să și apropo, vezi că lui Marinescu îi place de tine. Pă bun. Da. Glumezi, nu? Ce? Glumezi, nu? Nu. Dar n-au înțeles că nu... Da, cine știe? Mă, nu neapărat, poate fiți fi prieteni, veți, eu știu. Hai, Codruț, am și eu o întrebare pentru tine. Te rog. Dar tu te vezi într-o relație cu Alexandra după această emisiune? Da, de ce nu? Depinde cu Diana, tu te crezi ce spui în momentul de față. Depinde cum evoluează relația pe parcurs. Dar în momentul de față... Dacă evoluează la fel cum evoluează și în această casă, e clar. Din nici măcar 24 de ore nu vă dau împreună în momentul în care veți ieși din această competiție. Cine-i de vină că evoluează așa? Mulțumim, Mariana, de vină pentru să te seamănă voi vinovați. Maria, oricum, Mariana, oricum ești conștientă că aici Mariana, nu să susțin relațiile, ești conștientă. Mariana, da, ce? Am zis că mulțumim pentru susținerea ta, apreciem am zis că aici în casă sunteți conștienți că nu să susțin relațiile. Da, viața mea, am înțeles asta. Era adresată lui Codruț, Alexandru. Eu le susțin. Nu se susțin. Și simplu, le susțin. Aveam și ce să susțin aici în casă. Foarte multă lume s-a băgat în relația George Mădălina, multă lume s-a băgat în relația Codruț Alexandra. Vor mai fi. Băi, vorbeați la faci o dată, băi. Ajută-mă două secunde. Lasă-mă să spun și eu. Dacă își face Nicos relație, o să se bage multă. O, relații adevărate astea, băi. Marinescu nu o să-și facă că el îi exclus. Da,
Dar Mariana la fel, multă lume au vorbit. Am mai adevărat relație. Codruț, Codruț, tu ai auzi? Marinescu va fi împreună cu aia până la final. Codruț, tu ai și relație pe care s-o susțin eu, adică e așa e, e închegată, uite așa e. Te mai gândești la Alexandra? Bă, o să iau un zdeare sau tot. Alexandra, dar ce m-a zis niciodată la Alexandra? Păi nu-ți place Alexandra? Băi, arată bine, bine. E un băiat foarte, foarte de treabă. Este foarte civilizat și foarte calculat. Dar e bandit, bătrânul. E bandit. Da, așa și trebuie, tată, e o competiție, plouă la urmă. Dar este foarte... Este exact cum aș vedea un concurent potent să ducă o discuție de la punctul A la punctul Z. Dar de ce zici de Alexandra? Că dacă mai place, dacă mai place de Alexandra, m-ai întrebat? Da, pentru că am observat așa, nu știu, din... toate punctele de vedere, lângă faptul că o cauți în discuții și vrei să vorbești cu ea, ai așa o chestie în ochi, știi? Tatăl cu Maria. Da. Da. Am o chestie așa în ochi. Nu e același lucru și cu Maria? Păi nu știu, că nu te-am văzut așa de mult pe lângă Maria. Am văzut că este un subiect sensibil, Alexandra, în această emisiune și îi place și lui să extragă reacțiile tuturor. Da. Nu, stai așa. Da, nu. Nu, stai așa puțin, că nu... Da, am văzut, e un subiect sensibil, Alexandra, pentru că iese mult în evidență. Și de asta am vrut să văd, pentru că mereu când este ea în discuții cu altcineva, ea la acaparează cu acel cineva, înțelegi? Și vreau să, voia să vorbesc cu ea ca să văd, să văd dacă încearcă să facă și cu mine același lucru. Să văd dacă el face același lucru cu toată lumea. El face exact ceea ce am afirmat eu. Ești de acord cu mine că un om, când e lăsat să vorbească mult, că zice și prostii? Clar. El acum dă curs, a dat curs involuntar sau voluntar la niște chestii și analizează reacțiile fiecăruia. Și după aia trage singură concluzie. E simplu. Da. Dar tu, Marinescu, ce ai? Marinescu-i... Marinescu-i drag de tine, nu mai pot. Of, Doamne, zâmbetul. Dar păcat mi se pare corect. De ce să se vorbească în afară pe tema asta? Să se bârfească când poate să fie aduseze și lămurit. Ba da. Am înțeles, Codruț, gata. Marinescu, ia, nu s-a vorbit cu Andrada. Am vorbit cu Andrada. Codruț, ascultă-mă 5 minute. Te rog. Dă-ți două palme peste față, dă-ți cu reveneală, revin-o la realitate și vin-o aici, că în casa asta te așteaptă o fată care, numai când ți-aude numele, îi bravo, se vinează față. Bravo, Mariana! Ca întotdeauna asta foarte bine pensat. Bravo, Mariana! Uite, o ai pe Diana aici care te așteaptă, numai când aude numele tău, îi se vinează față, așa că faci la uși greșite degeaba, măi! Nu are treabă cu Romeo, ce treabă am? Nu are treabă cu Romeo! Pe tine. Hai că te-ai deranjat ieri când a făcut Areș o Caterinca că a pupat s-a pupat ea cu Romeo pe buze, nu? Ce m-a deranjat? E, știi tu mai bine. Marinescu, îmi răspund și mie? Te rog, spune. Ai spus să nu-mi dau cu părerea unde trebuie. De ce? Ce-am zis? Să nu-mi dau cu părerea. Da, dă-ți Andrada cu părerea unde vrei. Marinescu, lăsați-mă să răspundă! Marinescu, răspundă-mă la întrebare! Nu mă interesează, vreau să răspundă la întrebare, Marinescu, te rog! Să vedem, Marinescu, răspunde cine e mai importantă! Mă, inima mea îți răspund! Sunt aici doar pentru tine, Andrada, sunt aici doar pentru tine, îți răspund, calmează-te! Aici, te pup, rău! Marinescu, da, eu cred că... Uite, nu te lasă în față! Microfonul ăsta e stricat! Marinescu, sunt aici în fața ta, Marinescu! Marinescu, sunt aici în fața ta, m-auzi? M-auzi, Alexandru? M-auzi? Alexandru? Marinescu, sunt aici! Marinescu, să știi că nu te mai bag în seamă! Nu mă interesează, Marinescu, te rog să... Nu fac nimic! Marinescu? Alexandru! Marinescu. Da, te aud! Vino și tu sus la scări! Marinescu, dă-i te rog cheile, vreau să-i zic ceva! Nu vreau! Marinescu, te rog, te rog! Băi, bagă-mă în seamă dacă nu vrei! Nu vreau să-i dau nicio cheie, sunt gelos! Cine mai vorbește cu tine, Maria, din secunda asta, o să fac urât și mie o să rup tot platoul ăsta! Lasă-tu de astea, auzi? O să fac ca Romeo! Da! Da-le, așa o să fac! Nu mai vorbește cu tine. Lasă-te de astea, hai dă-i cheile sau dacă nu vină tu. Păi lasă băiatul. Marinescu, lasă băiatul să vină sus. M-a spus pe mine acum. De ce? Că nu mai vreau să las pe nimeni. Cine vorbește cu tine de astăzi e dușmanul meu. Alexandru! Alexandru! Da. Cere cameră roșie la cameră. Cere cameră roșie la cameră, auzi. Cere cameră roșie dacă ești... Sau încalcă regula, că ești lider, du-te și deschide și du-te cu fata asta în camera roșie, cât vrei. Am văzut că Maria la camera roșie. Maria, eu ți-am promis anumite lucruri.
A, cu Alexandru? Noi am vorbit ceva, Maria, între patru. Auziți? Cer scuze. Nu vreau! Mamă! Nu. Ia, dar cu Marinescu? Marinescu, ce tu camera roșie cu Maria? Camera! Camera mobil! Bine! Da, camera! Maria, cu mine o sărut, și... o sărut! Cu mine și cu Alex! O sărut, promit că o sărut! Cu mine și cu Romeo! M-a spălat pe dinți! Vorbesc ceva! Ce facem ăsta? Vreau să fac o șerce. Mami, ți-a adus buiul ăsta! Te pup, Rareș! Te-am păcălit, am zis că atunci când s-a dus el afară... Mă, cum ai adus? Mă, Marinescu, vezi? Ia exemplu. Ăla ți-a furat ție și tot ți-a furat. Cred că... Hai să vedem ce ți-a luat. Cel mai urât mărțișor ți l-a adus. Dar păi, auzi, Marinescu! Te rog frumos să mergi în casă la tine. Ce direct? Maria. Ce vrei să-mi faci? Nimic. Dar de ce ai zis ce direct? Să-ți fac? Ce vreau să-ți fac, mă, ce-i? Nu-ți fac nimic, liniștește-te. Dormile. Nu-ți fac nimic, ce-i? Ai supărat pe mine? De... Nu. N-am treabă cu tine, să știu. Nu-ți fac nimic, ce-i? Dacă mă pup, mă supăr. Mă, nu te pup, ți-am zis că... Te-ai speriat. Te-ai speriat. Te-am pupat. Nu vorbesc cu femeile corecte, îmi pare rău. Bine, asumatule, nu vorbi. Nu știam ce s-a întâmplat, eram doar curioasă, atâta tot. Da, Meda, spun eu. Ea este o femeie foarte corectă și restul sunt foarte mincinoși. Te rog eu frumos, Meda, să nu mai intre pe Andrada ce se întâmplă, că ia foc George și iau foc și eu și după aia scop pe gură foarte multe prostii. Andrada se pricepe cel mai bine la minciune. Andrada te minte pe față fără nicio problemă. Eu o cunosc pe Andrada destul de bine. Au aprins o discuție, comunicai cu cineva și spuneai, te-a sunat aia, iar n-a băgat în belele, ce ți-a spus? Văd că ești cu Mădălina, care Mădăreanu spală părul, deci automat ești un jegos. Eu am primit, ascultă-mă un pic, am primit fix aceeași conversație pe care tu mi-o spui acum. Am primit-o pe... Dar era făcută pe Facebook, nu pe Instagram. O să vă aduceți? Fix aceleași cuvinte pe care mi le spui tu, mi le-a trimis cineva. Adu momentul când o să vină și la Cristina, ăsta dacă vrea să vină, vine cu screen-urile lui după Instagram, tu vii cu screen-urile tale aduc după pe Facebook ca să, și vezi dacă să se vadă. Dar, țin să spun, nu vreau să vorbesc. Aceleași cuvinte erau? Dar aceleași cuvinte, fix ce spune el acum. Acțiunile tale vis-a-vis de Codruț din ultima perioadă, cu ceea ce spui în acele mesaje, undeva... Da, mă, dar luați-o spui logic. Alexandra nu e atât încât să vorbească chestiile astea cu persoane. Nu, nu, nu. Păi o ieși în partea aia. Nu vorbește cu niciun bărbat. Vorbește cu fostul ei, care este oarecum obligată de circumstanțe, fiind un copil la mijloc, are tot dreptul să vorbească cu el. Dar problema este că eu nu vorbesc cu el. Aseară am spus că mi-a scris mie că după ce iese din carantină vrea să se ducă să vadă dacă fata. Tu zici, dacă tu și zici... eu nu, i-am dat cu sin, am conversația. Dacă tu zici că ai primit aceleași mesaje... Fix aceleași mesaje. Nu știu atunci, dacă le-am făcut dacă în telefon este și le-am același tratat. Mesaj pe Facebook cu acel mesaj pe Instagram... Aceleași mesaje. Asta înseamnă că cineva le-a piratat. E logic. Dacă nu, ți-am zis, dar pe baza ce faci tu cu Codruț... sincer să spun, să bat cap în cap, din punctul meu de vedere. Îl evit foarte mult. Poate că este o persoană care a urmărit bine emisiunea și... Îl evit foarte mult în casă, nu ai aproape nicio apropiere față de el, niciodată nu te vezi
nu te vezi dorind să te duci să-l vezi, ai anumite reacții la adresa lui. Nu este adevărat, vezi că și ieri am cerut la cameră să mă duc, să mă duc în casa băieților. Ieri de dimineață, dacă nu mă înșel, am cerut la camera aia să merg în camera roșie și nu m-a lăsat. În fiecare zi, cel puțin de luni, eu am cerut în fiecare zi să merg în casa băieților. Ți-am zis, și Romeo nu a venit să zică că sunt adevărate. Vezi că sunt geloasă. Hai că ești, Dachi. Ți-ai luat... Păi pot să iau altceva? Ți-ai luat escavatoare în picioare. Păi pot să iau altceva? Păi nu te încape altceva. De, auzi? Ce-ai zis, mă? Ce-ai zis, mă? Stai, mă, viața mea! Ce-ai zis? Vă las no! Vă las un pic. Stai, mă, că vreau să fac și eu cuplu cu fata asta, s-o pun. Păi îți faci cuplu, dar... Și ce faci acum? Când vreau eu îți fac agis... cuplu. Când vrei tu? Da. Când vrei tu să fac? Noi mă gândesc. Păi tu ai vrea să-mi fac doar cu tine, dacă e așa. Nu, că nu te vreau. Nu te doresc. Cum să nu? Mm-mm, îmi pare rău. Păi îmi spunea el ceva ultimele. Păi poate îți spun... când am vorbit. Păi pot să spun acum, uite, de exemplu, că... îmi place de tine. Da? Dar dacă nu vreau să fac cuplu cu tine? Ți se văd sânii, măi, ce vrei? Vii așa cu sânia la vedere. La mine crezi că mă... o să așa o să mă acaparez? Eu mă uit la altceva la o femeie. Nu mă uit la sâni, nu mă uit la picioare. La Hai, că am zis. A? I-am zis că o să-i dau eu voie să facă cuplu. Când îi vrei... Hai, zic că dă ea. Ce îi dau eu voie să facă cuplu. Mai ales că, uite, are și sărutul meu pe obraz. Păi faceți voi atunci. Nu vreau să fac cuplu cu el. Nici eu te vreau pe tine. Și eu nu vă vreau pe niciunul. Uite, de ce pe mine trebuie să mă vrei? Dacă văd că bărbatul mai vorbește și cu aia și aia... La fel, da, dar eu nu am spus că sunt îndrăgostit de ea și gata. Și dacă femeia vorbește cu ăla? Ai da. Dat dreptate și ție. Dar uite, în cazul meu... Asta nu? Acolo nu-i... Nu am vorbit cu mai mulți bărbați deodată, că nu-mi place. Madalina, când vreau să cunosc pe cineva, mă acces pe acea persoană așa. El vorbește de el ce Mariana, cu femei de toate care m-au scris. Pe mine de toate care ce fac ei. Aveam și relație și tot. În primul rând am vorbit cu toate care m-au scris. Se laudă. Aveam și relație. Nu, mă jur că ăsta e adevărat. Cu cine? Tot ce două săptămâni la început am vorbit cu toate care m-au scris, am vorbit. Pentru că erai la început și... Păi și unde am fost? Ești la puterea dragostei și te caută toate. Am vorbit și eu cu Daniela atunci și... Dar și eu cum am fost? M-a dat în gât. Serios, gata, nu mai vorbesc? N-am mai vorbit. Eu cum am fost? La început primele zile, atât. Și s-a creat o întreagă tevatură faptul că am discutat eu cu Mariana unele chestii și am recunoscut că da, e o femeie care m-a atras prin modul cum gândește. Ție-ți place Mariana? Da. Păi și dacă îți place? Ce? Dacă îți place, ce ai de gând? Păi ce am de gând? E rare și aici. Îi place și Diana. Pomăniși nu e. Rareșe! Îți spun adevărul, băiatul. Ce vrei, să te mint? Ce faci? Și dacă pleacă Rareș, ce faci? Ce? Dacă pleacă Rareș. Pleacă Rareș, dacă... are un pas în față, e un avans. Nu neapărat. Acum m-am prins. Tu ai stat în cameră cu el? Da. Deci tu nu te-ai apropiat de Mariana pentru că erai în cameră. Eram în cameră cu el și am auzit toate discuțiile, aveau discuții de ore întregi. Bani, acum că nu trebuie. Mai ești în cameră cu el, poți să faci. Adelina, manevră. Da, tu ții cu ăsta. Nu țin cu el. Eu mai dar știe ea ceva, da, mi-am dat seama. Știe azi, în ultima perioadă dorm foarte repede, nu vorbesc cu Mariana. Deci că nici la Mariana eu pe video nu prea vorbesc cu Mariana decât scris. Am vorbit, ce-am vorbit de câteva ori, nu am vorbit extrem de mult, ca să zic așa, dar de câteva ori am vorbit scris. Eu mă gândesc la Alexandru, mă. Hai că te gândești, dacă sunt sigur 100%. Că te gândești. Dacă vrei să vorbești cu el, de ce nu încerc camera roșie? Nu și vorbește, fă ce vrei, n-am nicio treabă. Păi, dar ce? Eu trebuie să mă duc să vorbesc cu el. Dar ce are Maria dacă te duci tu odată? N-are treabă. Băiatul a încercat să-ți ceară niciodată... cameră roșie și nu i-a dat. Păi să încalce regula. Băi, dar e primele lui cum a venit. Nu știe auzi? Despre ce este vorba. Treaba lui. Se descurcă, e băiat mare. Dacă respecti regulile acestei competiții corect, nu zic, nu? Trebuie să-l respecti și pe Codruț. Nu? Dacă vorbim eu de respect... Eu respect pe Codruț. Nu. Deci, hai să ne înțelegem. Tu, din punctul tău de vedere, respectul constă în alte chestii. Din punctul meu din de vedere, okay. Respectul okay. Spune constă din în ce, alte chestii. Spune din, ce punct de nu. Okay. Spune din ce punct de vedere costă respectul meu. Dă-mi un exemplu.
Păi, pentru faptul că vii aici în fiecare zi și stai cu Mădălina și faci ceea ce faci. Nu. Pentru faptul că, dar nici atunci, aici să fim serioși, că nu, ăla n-are treabă cu respect. Ăla nu include respectul aici, că nu l-ai respect. Păi, ia dă-mi și mie un exemplu. De ce crezi tu că eu nu-l respect pe Nu, ți-am zis că tu ai început, că tu respectul meu îl fac așa și respectul îl faci așa. Păi, că nu, în ochii mei, respectul constă în altceva, în ce constă? În ceea ce am făcut eu până acum. Hai să vorbim de Alexandru. Dar să știi că am vorbit ieri cu el. Aici, în platou. Despre cine? I-am întins o capcană. Cu Ilu Alexandru. Da. De ce? Am aflat că a intrat pentru mine în casă. Da? Nu cred. Bine. Mai spune-mi. De pop. Alex. Ia, te ascult. Pentru cine ai intrat în casă? Sau pentru cine ai vrea tu să... Dar stai și pe spate, să văd și eu adevărat. Nu pot stau pe spate. Masculul alfa. Pentru Maria. Pentru Maria. Și crezi că dacă ar fi să mă apropii din ce în ce mai mult de Maria, crezi că ai fi în stare să-mi pui tu mie bețe în roate? Corect. Marinescule. Te-am întrebat, nu corect. Spun Marinescu. Îți spun de întrebare și eu spun că da. Marinescu. Da? Îți spun decât atâta că-s colegului de cameră. Nu știu cum să spun, dar Maria întreabă foarte des de Alexandru. Nicos. În apel cu mine, când vorbesc cu Meda, nu prea întreabă de Marinescu. Ce vrăjel ai, Nicos. Vorbesc serios. Ceea întreabă. Ce vorbesc eu cu Maria, nu vorbește niciunul dintre voi. Nu zic că nu e adevărat. Dar în apel cu mine, când vorbesc eu cu Meda pe apel, Maria se bagă în seamă și spune, dar unde e Alex al meu? Nu mă interesează. După câte vezi, Nicos, Maria are glume cu toți concurenții. Însă în momentul în care este întrebată, o să spună, nu am treabă cu niciunul, înțelegi? Doamne ajută să o cucerească unul dintre voi doi masculii alfa, ca să o potolească un pic pe Maria. L-ai văzut? L-ai văzut? Am dat-o pe spate. Vă pup, băi, dulce! Mă, m-a pupat cu japca și m-a dat și jos! Cine s-a pupat cu japca? Am căzut jos! Cine te-a pupat cu japca? Marinescu! Pe gură? Da! Ho! Oh! Am căzut jos, mă! M-a luat de cap și m-am împins și Alex, am căzut pe spate. Alex, ce părere de chestia asta? Bună, Alex! Bună, Maria! Alex. Mai spune-mi! Deci... Mai spune-mi că ies afară, mă întorc când e cazul, Maria! Fugi! Glumesc, stau aici să... Maria! Da! Da, ai încredere în sărutul lui Marinescu? Nu pot să mă vorbesc. Maria, am altă întrebare. Te rog frumos să-mi răspunzi. Tu crezi că el te-a sărutat ca tu să-mi spui mie asta și să facem o controversă sau că el a simțit într-adevăr chestia asta să o facă? Eu am avut o discuție cu Marinescu înainte să intri tu în casă, Alexandru. Așa. Și am ajuns, el știe foarte bine despre, adică, care, ce este momentan, să zicem așa, în capul meu. Și am spus că toată situația depinde de el. În momentul în care Diana a intrat în casă, chiar am și spus vorbim atunci la favorit. Relație, Alexandra. Vorbește cu mine de când ești pe relație. Eu vorbesc acum de ipostazele în care tu îl pui pe el într-o relație. Păi el pe mine când ce ipostaze m-a pus George? De când ești într-o relație, dă-mi un exemplu, băia. Spune-mi și mie, el, de când voi sunt într-o relație, acum, recent, nu vorbim de prima parte, vorbim de a doua parte. Vorbim de a doua parte. De când suntem într-o Alexandra, relație, au fost foarte multe lucruri care m-au enervat și pot să-ți dau N exemple și un exemplu foarte bun. În momentul în care m-a sunat, cine m-a sunat pe mine, el a venit la mine și s-a luat de mine și a spus să nu mai vorbesc lucrurile astea. Dacă vrei, să nu-ți toți apărarea. Toți ies la apărare. Pentru că... În momentul în care, să-ți dau situații recente, în momentul în care eu am făcut jocul ăla sau ce a fost cu Nicos, el a avut, îți dau situații recente. El trebuie cu relația voastră. El a avut, n-a avut bunul simț în momentul ăla să spună ție să taci din gură că nu este treaba ta și să discut eu cu el, nu tu cu mine. Înțelegi? Pentru că tu nu aveai nicio treabă în chestia asta. Îți dau un exemplu foarte bun. Și dacă vrei să mai dau un exemplu, Alexandra, pentru că el efectiv era șocat, nu știa ce să întrebe. El știa în momentul ăla că pe mine mă deranjează dacă tu intervii. Marinescule, da. Mi-a spus aici Meda că de cât stau ele două în cameră, că tu cu Maria nu ați vorbit deloc pe cameră. E adevărat. Așa și? Înseamnă că vorbiți în mesaje, nu? Vorbim. Important e că vorbim. Tata bandit. Nu e tata bandit, important este că vorbim. Nu contează dacă vorbesc cu ea pe apel video
sau pe mesaje, normal, sau pe ce vrei. Nu e vorba că este mai presus sau mai prejos. Este vorba că dacă vorbiți prin mesaje, e clar că se ascunde Maria de anumite persoane din casă. Nu zic neapărat de Meda, de oricine că ascultă pe la ușă, că știi nu, cum e. Nu cred că se ascunde de nimeni Maria. Eu cred că Maria așteaptă anumite lucruri de la mine și vrea să-i convingă de foarte multe lucruri până când să facă și ea un pas. Tu în momentul ăla știi ce ai făcut? Ai făcut schimb de roluri cu Codruț, ca și cum adică, tu erai într-o relație adică cu mine să, auzi, și ai vorbit în locul lui. A făcut schimb de locuri. De ce nu ai avut un răspuns pertinent atunci? Am ca avut să răspuns pertinent. Băi, și ți-am spus că te bagi și că nu vreau să vorbesc cu tine. Te-am văzut cum îl împingeai de la spate și cum nu mai șoptei la ureche. Poți fi un exemplu, ți-am dat un exemplu foarte bun și în momentul de față te-ai închis. Mi-ai dat, m-ai închis? Nu, te-ai închis, că nu ai ce să-mi răspunzi. Ai spus că ce-a făcut el. Uite, ți-am dat un exemplu foarte bun de ce-a făcut el. Nu are nicio treabă. Acum de când sunt ori... Nu, eu mă refer în ce-i postază și în ce postură te-a pus el, te-a decăzut el pe tine. În ce postură? Da. Momentul în care te-a lăsat pe tine să vorbești cu mine în locul lui. Dar stai puțin că tu nu erai în măsură să vorbești, că tu nu ai nicio relație cu mine. Eu nu te-am decăzut pe tine, nu te-am jignit pe tine, ți-am adresat o simplă întrebare la care probabil... Nu a fost, eu nu-ți vorbesc de faza cu întrebarea de cu zi înainte. Eu nu-ți vorbesc de faza de întrebare. Eu îți vorbesc strict de momentul în care eu m-am jucat cu George. Și nu a spus el ce a avut de spus, ci tu ai spus în locul lui. Și ai început să spui că bă, nu țin cont de el, că îl fac de rușine, păi că îl joțesc, că îmi faci tot de el. Tu consideri, lucrurile astea nu trebuia să le spui tu, el trebuia să le spună, nu ai avut niciun drept. Asta a fost deranjul tău? Dacă a fost deranjul meu, deranjul meu a fost de când m-am despărțit prima oară de el, a fost deranjul meu tu. Tu ai fost deranjul. Da. Ca să fii tu adversarul meu, trebuia să-ți dai acceptul, dar nu cred că ți-l dă. Păi, nu știu ce să zic. Aseară când stăteam cu ea lângă canapea, m-a întrebat dacă vreau să o pup. Pe tine te-a întrebat vreodată chestia asta? Poftim? Nu, eu deja am pupat. Făceam Caterinca! Auzi? Era și Codruț cu noi, nu da așa, că jocurile astea nu-mi plac mie. Alex, nu-mi plac jocurile astea. Alex, eu deja am pupat-o, asta e diferența. Pe tine te-am pupat-o forțat, ea mă întreba, era curioasă dacă o pup să anunțe. Nu, Alex, hai să-ți explic acum dacă ai adus subiectul dat. Am văzut că erai foarte concentrat la subiectele despre care se vorbeau și am încercat doar să te încurc, să zicem așa. Mă bucur. Poți să te bat? Da, făceam Caterinca. Nu te supăra pe mine. Mă bucur că eu nu mă supăr așa ușor, crede-mă. Dar nu, adică nu a fost, nu era gen ca și cum cu vreo intenție amoroasă. Asta vreau să zic. Am înțeles, nici nu am luat-o ca atare, de asta nici nu ți-am dat curs. Dar dacă vrei să mă pup, fă ce simți. Ia zi, Marinescu, ce zici de asta? Dragul meu, eu știu mai multe decât crezi tu. În momentul ăsta... Hai, Marinescule, deschide ușa asta. Intră. Hai, bă, lasă-mă, dar sunt și eu îndrăgostit. Tu când erai, nu făceam pe aici. Hai, mă, atunci mai stai. Maria. Mai stai, dar dă-mi cheia. Mai discuți, mă? Vorbești cu Andrada, începi să zbiare, că ea și îți fie doar gică contra. Vorbești cu Alexandra, ură. Păi mă jur, dacă a venit Andrada în casa asta să creezi, nu știu, ceva pe baza ei. Bă, uite, Andrada, ce face, ce felie. Da, și ea acuză pe altcineva. Bă, zero, mă, zero. O vezi când... Deci vorbeai tu cu Alexandra, a ajuns Andrada la concluzia că Mariana și-a ias în cap. Da. Aiurea. Nu, și-a pus în cap dinainte să se lege de Mariana și de aia, înțelegi? Și nu știa cum. Și-o prins acum momentul. Ai înțeles. Am auzit-o niște lucruri. Cristian? Dar ce ai zis tu, că ai tu niște lucruri? Nu, am zis că am auzit-o niște lucruri pe-n stânga, pe-n dreapta, că am și eu urechi și... Și de ce nu le spui? Ochi. Păi uite, zic eu ție acum, mă, Andrada, știi ce mi-ai demonstrat tu mie în ultima perioadă? Că nu ești un om suficient de capabil să discuți un subiect de al tău. Și vrei să zic de ce? Fiindcă nu există niciun subiect care să țină de Andrada. Singura Andrada despre care este vorba în casa asta ești aia când... Andrada, de ce vorbești așa despre Mariana, despre Mădălina, despre... Deci tu ești
din punctul meu de vedere, umplutură aici. Pentru că nu vreau. Nu vrei? Nu ai. Păi atunci, fii atentă. Dacă tu nu vrei să te implici în lucruri care țin de tine, nu vrei să dezvolți absolut nimic, ia stată bagajelul și du-te acasă. Nu, dar spui tu mie ce spui. Da, uite, îți dau eu un sfat, prietene. Păi stai un pic, eu nu fac ca iubita ta, care vorbește cu toții în afară, ca să aducă subiecte aici. Asta că tu ai pe cineva cine afară. Cine este iubita lui? Andrada. Voi două. Da. Andrada. Lasă Andrada liniștită acolo în banca ta. Prietena ta, ca să nu mai spun iubita, că după aia se supără Mariana, da, vorbește cu toții în afară intenționat ca să facă subiecte aici în emisiune. Eu nu fac chestia asta pentru că nu vreau, că dacă... Da, uite, hai să spun o întrebare. Astăzi... Hai să vorbești cu altcineva, nu faci subiecte. Ca să vin aici în emisiune să vorbesc. Fii atentă. Astăzi, Nicos a venit și a făcut o afirmație. Alexandra, lasă că știu eu că tu 15 minute te-ai uitat la clipul ăsta dintre noi doi. De ce n-ai comentat absolut nimic atunci? De ce n-ai spus, Nico, să exagerezi? Este o minciună. Pentru că nu știu dacă e adevărat sau nu. Păi și tu de unde știi dacă e adevărat de a vorbit Alexandra cu cineva sau nu? De unde știi tu? Eu știu că chestia asta este un material. De ce te stresezi? De ce te stresezi? Pentru că știu. Să dai apă la moară. Măi, Mariana, vorbesc pentru că știu că ele două vorbesc cu meu acasă foarte des. Așa, și? Și știu că acest material a mai fost făcut odată de ele acum 2 săptămâni. Bun, și dacă eu ți-am venit, dacă a venit Romeo astăzi. Acolo vorbea de Codruț, cum l-a făcut Alexandra. Era pe Codruț, n-avea legătură cu ceea ce am vorbit eu cu aia acum mult timp. Dar ești paralelă, fata mea. Înainte de începerea episodului. Fii atentă, înainte de începerea episodului, i-am dat un mesaj Marianei și am întrebat și am spus atât, zic, bă, a primit Romeo niște screen-uri legate de Alexandra. Și mi-a dat mesaj, mi-a dat o poză cu niște screen-uri de pe Facebook. Și m-a întrebat, ăstea sunt? Moment în care i-am spus nu. Ai screen-urile alea? Poftim? Era altceva, cum mai era un screen de pe Facebook. Într-o... Da, era nu, alea erau. Mai etichetat cineva acum o săptămână în niște screen-uri care erau de tine. Păi, alea le vreau. Dar te aștept ceva, nu. Pe Facebook. Cristian, i-am spus Mariane. Lasă-mă puțin. Dar nu e numele meu. I-am spus Mariane, e așa. Nu sunt alea de pe Facebook, sunt unele primite de pe Instagram. Corect. Te întreb și eu ceva, Cristian. Da, dar ce scriu? Alexandra, vorbesc. Dacă eu sunt de umplutură aici, tu ce ești? Eu? Da. Da, liniștită, dragă. În afară de a alerga după Mariana, ce știi să faci? Da, dar tu în afară de a comenta de pe canapeaua aia, tu ce știi să faci? Eu comentez la urmă, nu numai după canapeaua asta. Fii atent aici. Eu comentez de peste tot. Uite, tu ai spus că eu alerg după Mariana. Dar Andrada nu a ajuns nici în top. Fac ceva. Faci ceva? Păi faci asta pentru că... În afară de a fi frate cu Marinescu... N-ai avea ce face. Dacă nu ai alergat după Mariana, n-ai avea ce face. Așa, dintre ei doi, ai o atracție mai mare pentru unul din ei? Alexandra, nu mă cunosc încă. Azi n-are nici mult timp, știi, dar zic așa, fizic, de-aia nu pot să fac o comparație sau să zic că îmi place mai mult de unul decât de altul, pentru că, ți-am mai spus, fizicul îmi place la amândoi, dar pentru mine nu e de ajuns. Mă, Andrada, se certă, Cristian a ieșit favorit. Nu cred că ești în măsură să îmi spui tu mie că eu n-aș face nimic sau n-aș avea niciun motiv să stau în casă. De ce nu sunt în măsură? Că dacă eu voiam să mă agăț de ceva, puteam să merg și după dar Maria. Puteam să mă agăț și de aia. Deja te-ai agățat timp de 4 luni de zile sau 5. Ce? Deja te-ai agățat. Dar poate să mă agățe și uite, ca să-ți demonstrezi. Care este problema voastră? Să agață de ce vrea ea. La fel cum v-a axat și voi pe anumite chestii în această casă, se poate axa fiecare fix pe ce își dorește. Nu e vorba de a axa. De a se agăța. Da, uite, de agățat, uite aici, fii atentă, eu nu m-am agățat de Mariana, am venit și am ridicat mâna și am spus da, am sentimente pentru Mariana, sunt îndrăgostit de Mariana, o vreau pe Mariana. Tu, da. Tu, pe de altă parte, formezi o relație cu un bărbat. Așa. Și tu afirmi, eu nu simt absolut nimic pentru omul. Eu am spus că nu am spus niciodată că simt ceva pentru el. Nu are sentimente. De ce stai într-o relație cu el dacă nu ai sentimente pentru acea persoană? Dacă voi nu înțelegeți ce spun eu, nu este problema mea. Alexandra, eu nu am spus niciodată că Bun, Alexandra, ai sentimente pentru Codruț sau nu? Este problema mea. Păi atunci ai lăsat-o la interpretare, având în vedere că ai întrebat când am afirmat eu. Da, zis acum câteva zile că ea nu are sentimente. Ce-și face? Ăla, Alexandra, ajunge! Alexandra,
pus în felul următor. Eu care coincide cu screenurile alea. Alexandra, sentimente pentru el. Alexandra, vorbești cu mine. Încă un lucru care coincide cu screenurile alea. Încă un lucru, fiindcă nu vrei să te vadă lumea de acasă, că ai sentimente pentru Codru. Dar uite că nu le vede nici el, pentru că în momentul în care... Nu, ai venit în emisiunea asta și te expui cu relația ta, dacă tu nici măcar nu ești în stare să spui dacă ai sentimente pentru Codru sau nu. Cristian, în momentul în care voi vedea acele screenuri și sunt cam aceleași cuvinte ca screenurile pe care eu le-am primit legate de o convorbire de pe Facebook, să știi că este o totală aberație. Nu vorbim de Instagram. Ai sentimente pentru Codru sau nu? Eu i-am trimis screenul ăla. George aici în spate și mi-a spus că se vorbea despre bani în acele screen-uri de pe Instagram, la fel și în celelalte. În care la mine nu se vorbește despre bani, se vorbește de mașină și de nu știu ce. În care la mine eu nu se vorbește despre vorbea bani. Despre mașină. Eu am alte screen-uri, păi vedeți? Am alte screen-uri în care se vorbea despre bani, cum ar fi George aici. Și despre mașină. Se vorbea despre fata mea. Înțelegi? În screen-urile de care eu vorbeam. Despre bani, despre fata mea. Și despre, nu mai știu despre ce, dar știu că se mai vorbea. Uite-te puțin la televizorul ăla. Suma de 8.000 de euro spune ceva? Nu. Niciun. Cu? Ei doi. Cu care ei doi? Alexandru și Marinescu. Da, și merge camera și cu ei doi, da. Dar stai un pic să clarificăm. Cine, tu? Da. Ai merge cu ei doi? Da. De ce? Păi mine mă atrage Marinescu. Serios? Da. Băi, ce faceți, mă? Da, dar nu vreau nimic cu el. De ce nu vrei? De ce nu încerci să te îndrepti spre el? Suntem prea diferiți. Hai mă, lasă-mă cu asta, suntem prea diferiți. Normal că opusul se atrage. Și până nu încerci, nu ai de unde să știi. Adică măcar știi că încerci, măcar știi că ai încercat. Decât să regreți că nu ai făcut, mai bine regrezi că ai făcut. Nu știu, e mai multe prietenii între noi decât altceva. Ea te-a jucat. Da, e un cuvântul potrivit. Ca să vadă ești, la modul. Da, dar nu m-a jucat. Am purtat doar niște conversații cu ea. Asta spune ea. Da, dar ea așa spune. Poate din perspectiva ta ți se pare foarte normală. Nu a zis că s-a jucat. A zis că a făcut astea. Da, ca să afle anumite... E tot un joc, dacă ea n-a fost sincer și apropiat. Dar eu m-am dus la ea. Nu m-a chemat. N-are legătură cine la cine a venit. De moment ce a... Contează cine la cine a venit, contează cine la cine de curs. Exact. Da, și am vorbit unele chestii de astea generale. Adică am intrat să văd mai aprofundat. Nu i-am arătat că îmi place de ea. Că aș vrea să fiu cu ea sau cu... Auzi, Codruț, vezi că îmi bagi niște cuvinte în gură și nu-mi place. Ce cuvinte? Eu în grădină ți-am spus altceva ieri decât ceea ce ai spus tu acum aici. Nu, eu am zis ce mi-ai explicat tu mie. Păi explică tu, Alexandru. Explică tu, Alexandru. Exact, eu ți-am tot acuzat pe tine că îți place de el, îți place de el, nu? Și eu ți-am spus ție că da, îmi place de el ca om. Exact. Și da. Tu ai spus că reacțiile pe care le-ai avut vis-a-vis de el la masă. Da, că vreau să-l cunosc, să-mi dau seama care fost, să-mi dau seama dacă este sincer sau nu. Nu, stai mă, dar lasă un pic, mă, te interesează pe tine. Alexandra! Place de el, de ce nu recunoști? Alexandra! Mai, eu sunt Codruț cu tine într-o relație, dar vreau să mai cunosc un alt bărbat ce are în cap. Alexandra, stai un pic. Alexandra! Da. Ai zis că reacțiile pe care le-ai avut vis-a-vis de el au fost ca să-ți dai seama, nu, cum e el sau dacă e cu ceva, nu? Da! Păi ce eu ce am zis? Care a fost scopul tău? De ce vrei tu să-ți dai seama despre Alex? Dar n-are nicio legătură cu jocurile, n-are nicio legătură. N-am nicio legătură cu jocul. Eu nu am vrut să fac niciun joc. De ce treaba ai? Păi, dar eu exact asta am zis. Poate să-l părătească pe Codruț. Este el simplu, n-am voie sau ce? Vrei să vezi dacă e mai bun ca Codruț? De ce te-ar fi interesat pe tine să-l desconspiri pe acest om? Dar pe tine de ce te interesează? Pe tine de ce nu interesează? Deci eu nu ți-am zis că e un joc ce ai făcut. Te-am zis, bă, ce-a făcut chestia asta? George, mai devreme când ne-a dat conexiunea nouă, a spus că eu am vrut să fac un joc. Pentru că tind să cred că l-ai folosit și pe acest om, l-ai folosit pe mine. Nu. Dar mă las că poate să-și dea el cu părerea, nu mai să puncta toată Romeo, că te-ai pervers. Nu, dar foarte curios. Foarte curios tu de ce o femeie într-o relație vrei să desconspiri un om care zice că te place. Da, de ce vrei tu? Care a fost? Te-ai simțit folosit în vreun fel? Nu m-am simțit folosit în niciun fel. Afirmația prin faptul că eu am zis că am vrut să te văd pe tine cum ești ca om, dacă ești sincer, dacă nu ești sincer, te simți folosit. Dar te interesează de el ca om. Eu am venit la tine și eu am vrut să stau de vorbă cu tine. Te-ai simțit folosit? Nu m-am simțit deloc folosit. Nu, bun, am clarificat situația. Ce mai vreți altceva? Am și eu câteva întrebări pentru tine. Alexandru, răspunde la o întrebare. Cu da sau nu e simplu? Nu. Îți place de Alexandra? Nu. Oh! Dar nu m-am așteptat. În sensul că da. Ea îmi place cum este ea ca om. Îmi place de ea ca om.
știu. Măi, când te-a întrebat domnișoara Cristina, măi, Alex, îți place de Alexandra? Da. Ce a zis? A spus da. Că da. Îmi place de ea, da. Îmi place și de tine, Mariana. Și îi place de ea ca om, dar nu te vezi într-o relație cu ea. Te vezi într-o relație. Da, corect. Uite, Codruț a punctat cel mai bine. Adică îmi place de toate fetele. V-am exprimat bine, nu? Eu da, dar nu m-aș vedea în relație cu toate. Eu vorbesc de atracție fizică și vorbesc de... Da, îmi place de cineva cu care te-ai vedea pe viitor într-o relație. Asta era. Totuși, ai vârsta de 28 de ani sau câți ani ai, nu mai știu. Asta și dacă nu v-a cunoscut. Cred că... Știi și tu ce tipologie de femeie. Dar el înțelege foarte bine că eu nu întreb dacă îi place el de cineva de gen ca persoană. Nu, păi vreau să clarific în ce sens îmi place, ca să pot să clarific chestia asta, că dacă zici îmi place de Alexandra... Eu am întrebat în sensul prieteniei, omeniei și așa mai departe. Te-am întrebat în sensul amoros, pentru că suntem la puterea dragostei. Nu. Ți-am răspuns. Păi cum să fie în sensul amoros dacă nici măcar nu o cunosc? Păi în sensul ăla îi place. Alt răspuns am așteptat. Da, după aia te-ai încercat. Eu m-am încercat cu toate trei. De ce? Asta nu. Pentru că nu erai în casă. Că dacă se înțeleg eu am și afirmat în această emisiune că m-am îndepărtat de ele pentru anumite motive care m-au deranjat pe mine. Și nu am spus în detalitate cu ce. Am dat decât anumite exemple, dar foarte puține. În momentul acela, ce să vezi, s-a băgat Rare, s-a băgat Comănici, s-a băgat... George, deci au sărit toți pe mine. Stai un pic, măi frate, când tu nu știi ceea ce petrecem noi acasă, 24 din 24, cum să vii tu să mă acuzi pe mine ca și cum că eu sunt aia de vină? Dacă tu nu știi, este lucru între femei, înțelegi? Eu mă cer cu ele. Nu poți să te bași o capăt, pentru că, ok, tu vrei să dai dreptate ei pentru că îți place de ea, tu vrei să dai dreptate iubitei tale pentru că îți place de ea, dar fii omule corect, pentru că corectitudinea este altceva și nu poți să știi cine are și cine n-are dreptate. De exemplu, m-a ajutat Mătălina aici în față să intru, în fața lumii, să mă ajuta în fața unei doamne din producție care nu pot să dau numele. Dar acasă sau când eram singure, nu știa cum să fugă de mine ca gen să nu-i cer eu ceva, adică de frică să nu-i cer să-mi bage și mie scaunul în baie sau chestii din asta, pentru că nu puteam. Deci eu urcam pe scări în patru labe, ca Virgul Cățelul. Sau când am întrebat-o pe aia, poți să-mi așa mai tărăt frumos scaunul în baie să-mi fac baie? Spune lui Mariana. Ok, Mariana în tema asta m-a ajutat. Deci de când mi-a rupt piciorul până în ultima clipă, Mariana m-a ajutat, nu am nimic ce să-i reproșez aici. Dar a făcut și anumite chestii care m-au deranjat. Săgeți. Dar n-am avut pretențele aia, pentru că nu am fost așa de atacată cum am fost de celelalte. Dar băieții au sărit pe mine aiurea. Nu vorbesc cu femeile corecte, îmi pare rău. Bine, asumatule, nu vorbi. Te-am rugat și noi frumos să nu ne mai bagi în discuțiile tale. Vii din nou cu victimizarea ta de dinainte. Vii și povestești la toată lumea ce s-a întâmplat ție în condițiile în care s-a vorbit deja despre lucrul ăsta. Singurul lucru de care te leși tu, George, fetele, că nu mai de cine se lege. George, eu am întrebat-o că nu știam ce s-a întâmplat. Eram doar curioasă, atâta tot. Da, Meda, spun eu. Ea este o femeie foarte corectă și restul sunt foarte mincinoși. De ce consideri tu asta? Păi dacă ea tot spune că este corectă, eu spun că este corectă. George, când vreodată tu ai dat dreptate altei persoane dacă nu este iubita ta? Da, Andrada, tu ai dreptate. Nu știu de ce te bagi tu, pentru că tu nu știi că ce m-a pus pe conexiune, Andrada. Dacă m-a pus pe conexiune, înseamnă că ai vorbit de mine. Dar vorbesc în general, nu vorbesc numai acum. Nu da, este subiectul tău principal. Este subiectul tău principal, Andrada, da. De numai de ăsta te legi. Noi ne repetăm, ce se întâmplă acasă? Eu știu că tu vrei să-i dai dreptate iubitei tale, pentru că este normal să ții cu ea. Andrada, am vorbit ceva cu tine. Ok. Nu m-a rugat pe niște persoane să o să sun și eu și o să spun. O să sun și o să spun. Andrada, o să sun înapoi și o să-i spun. Andrada n-are niciun fel de respect față de noi. Voi m-ați rugat frumos să o evit, dar ea nu vrea să ne evite pe noi. O să sun și eu înapoi să spun. Fă ce vrei, George. Ok. Dacă te plângi acasă de anumite lucruri. Nu m-am plâns acasă, George. Îmi pare rău că tu ai luat așa. Andrada. Nu că ai luat așa. Eu am Andrada. Ce am vorbit. Lasă-mă să spun, te rog frumos. Tu te-ai plâns. Și mama Andrada. A vorbit cu unchiul meu și tu te-ai plâns familiei tale. Nu, eu a ajuns informația la. Mă lasă să vorbesc.
Tu te-ai plâns familiei tale. Informația a ajuns la mine. M-a rugat foarte frumos. Evit-o pe Andrada. Eu de unde vrei să știi ca să vă ajungi. Dar se pare că tu nu vrei să ne eviți. Nu este vina mea, Andrada. Te rog frumos să dai un telefon acasă, să spui George, din nou. George, vorbești prea mult, stai un pic, pune un pic, stop. Andrada. De unde vrei tu, de unde știam eu că se va ajunge Andrada. În situația asta? Stai așa, că tu te-ai dus și ai spus mamei tale că noi te-am amenințat. Dar tu ai spus mamei tale că și tu ai amenințat la rândul tău? Andrada, nu știe. Andrada, când ai sunat acasă, ai spus așa. George este foarte urât ce face. Ok, acum te-a jucat frumos să suni înapoi acasă, să-i spui. George este foarte frumos ce face, că mă evită în toate subiectele, George! Dar eu, Andrada, nu vreau să-i las în pace. George, să sunt frumos este așa. Deci asta înseamnă, asta înseamnă că eu nu ar trebui să mai vorbesc despre cele întâmplate, pentru că, George, păi dacă ai spus stop, adică, Andrada, okay, tu dacă faci efect. Dacă tu vrei să mă eviți, evite-mă, nu am nicio problemă, ok? Adică dar dacă cineva mă întreabă auzi, ceva, eu nu pot să nu răspund, auzi, pentru că George avem, vrea Andrada, să evite acest subiect. Ok, Andrada, noi să avem respect de rugămințile pe care tu le induci acasă. Eu nu am indus nimic acasă, asta este diferența. Înseamnă că tu dorești. Nu am indus nimic acasă, eu doar am spus mamei mele ce s-a întâmplat. Ai spus, Andrada, că noi te-am amenințat. Și de la asta da, pentru că George m-a amenințat. Și tu ne-ai amenințat, și tu. Dar cine a început, Madalina? Cine a început? Tu ai început, Andrada. De când erai acolo, mi-ai zis că fac ouă și poțe. Toată falsa asta și toate minciunile astea. Madalina, erai acolo și mi-ai zis că fac ouă și poțe. Și o zi în urmă, George mi-a zis că dacă deschide el gura... Auzi, Andrada, tu ai spus că te-am amenințat cu votul. Nu, eu nu am spus că m-ați amenințat cu votul. I-am spus că George m-a amenințat pentru că nu știu ce știe el. Înseamnă că Alex ori vorbește prost. Ora a primit informația din partea familiei. Eu nu știu de unde, până unde s-a ajuns în situația asta, pentru că nu înțeleg. Nu ok, înțeleg. Dar dacă noi, eu mi-am luat responsabilitatea, din respect pentru anumite persoane, să te evit pe tine, să, de tot. Tu de ce în continuare ne cauți cu afirmațiile tale? Te întreb și eu. Dacă femeia asta mă întreabă ceva... Te rog frumos, mie, dar nu mai am întrebat pentru că George nu vrea să deschid subiectul. George, dacă am întrebat, era normal să răspundă. Nu avea cum să zică, știi, nu pot să-ți răspund că se supără George. Da, mie, da, spune, eu nu am știut că dacă eu o să întreb astfel de lucru, tu o să te superi. Ok, am înțeles. O, ți-a dat ție cea mai bună variantă a ei, în care, nu, eu spun în care ea este o femeie corectă și restul sunt niște minciuni. Dar de unde știi tu, George, dacă tu nu ai fost acasă cu noi, de ce vă băgați voi băieți? Ești corect, Andrada, am spus ceva greșit. Nu, dar de ce vă băgați voi băieții? A, ba nu, hai că te las pe tine. Ce s-a întâmplat acasă, Andrada? Te las pe tine să vorbești. Madalina, vreau și eu să știu de unde știu ei, cum ne comportăm și ce facem noi acasă. De ce țin ei atâta Andrada, să partea George, că nu știu George, adevărul? Vorbește, el vorbește strict de ce vede el aici. Ok, de ce vede el aici, dar nimeni nu știu sigură că eu acasă cu George nu vorbim de voi. Avem alte probleme pe care. O să-l înțeleg pe George, pentru că este iubitul tău și este normal să-ți ia apărarea, dar pe ceilalți care nu au nimic cu aceste două femei, nu Andrada, ceilalți, Andrada, ceilalți s-au repetat. 1, 2, 3 sau pe care vrei să-i spui. Ți-au catalogat acțiunile pe care le-ai făcut tu aici. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu mi-au catalogat nimic. Și Cristian te cunoaște, Andrada. Te rog frumos să nu vorbești în locul lor. Andrada, te-ai schimbat de la o zi la alt. Andrada, un pic de focus, și da? Și tu acum și vorbești despre noi, da? Nu ne înțelegi pe noi. Cristian, tu vorbi pentru că tu m-ai atacat. Fii atentă, nu ne înțelegi pe noi. De ieri început să mă atac și eu asta fel m-ai atacat. Nu ne înțelegi pe noi, da? Eu te înțeleg pe tine când te-ai băgat în subiectul Romeo Alexandra. Te înțeleg pe tine? Ia zi. De ce să nu mă înțelegi? Mă, dar stați-mă puțin, băi, da, Cristiane. Tu, uite, Cristian, cum tu nu mă înțelegi pe mine, nici eu nu te înțeleg pe tine. Măi, Cristiane, Cristian. Cristian, stai puțin. Dar tu nu te-ai băgat în Andrada, stai puțin, că vreau să întreb ceva pe George de 10 minute. Băi, George, fratele meu. Ieri vorbeam cu Mariana când era doamna Cristina pe canapea și a intervenit cu Cristian și a spus că vai, tu ne înveți tu pe noi. Impresie sau senzații alte persoane. Alexandra, uite, fii atent. Eu, spre exemplu, ca și concurent, sunt obligat și nevoit să stau să-ți ascult adevărul tău despre un anume subiect. Că mă bag și te contraatac, bine, că nu mă bag și mă fac în audi, e partea a doua. Ăla că ea a preferat și așa simtea că trebuie să povestească adevărul pe care ea îl crede, ce e neregulă cu asta? Dar mă, omule, dar ea a povestit un adevăr pe care îl crede așa, ea acasă, iar eu am primit un telefon în care mă roagă frumos să port un anumit respect. Ai luat foc acum că, asta vezi, domne, îi povestește un adevăr fals Medei. Crezi că Meda acum o să ducă la Mădălina să-i spună... Meda, stai puțin, o să ducă Meda la Mădă și o să-i spună Mădălina foarte urât ce-i făcut. Dacă eu o evit pe ea,
în subiecte. Orice. Pentru că... Nu suntem obligați să ne evităm. Orice, atunci, cred că m-ai sunat m-ai acasă. Înțeles. Tu am făcut greșeală când am sunat acasă, nu da? Nu suntem obligați să... Orice. Ok, și eu am sunat acasă și am făcut o greșeală. Așa. Înțelegi? Așa și. Același lucru l-a făcut și ea. Dar eu... Am zis, bă, no, gata, bun, respect. George, Nico, stai un pic, stai puțin, stai puțin, stai un pic, George, e o dilemă, e o dilemă. Două secunde, stai un pic. E o dilemă mare. Nico, stai două secunde. George, eu cred că ție ți s-a cerut să ne respectăm și să mă respecti, nu să ne evităm aici, da? A, stai puțin, stai puțin. Asta e diferența. Dar știi despre ce e vorba, nu? Și despre ce e vorba atunci? Despre George, ce e vorba? Dacă cu ce sunat, nu normal că știe. Puțin, Andrada, că hai să nu mai încearcă și să ne sucim atâta. Normal că știe. Nu mai încerca să mă iei cu... Păi atunci cu ce nu v-am purtat? Eu respect că vorbesc cu chestia asta. Încerc să discut cât poți eu de civilizat. Îți aud, Nicos. Ok, există o confuzie modă și ar trebui de bun simț să fii de acord cu mine. Dacă ar fi sunat Andrada pe cineva acasă, nu a sunat să amenințe cum ai sunat tu pentru mine. A sunat pentru că tu. Am luat eu. Hai zis că o să primești nu un telefon. Nu te pune cu mine, nu știu cine da. Sunt. Bun, sunt niciodată. Eu, ok. Te-am zis așa, bun, niciodată n-am telefon. Niciodată n-am zis. Da, și când mi l-a dat pe respectivul la telefon, nu știi cu cine te pui, că eu sunt șmecher, că nu s-a amințit asta, nu? Da, tu de eu am zis asta? Eu am zis asta? Dacă Andrada... Eu am zis asta? Da, Andrada, dacă și tu ai făcut același lucru, ai sunat pe cineva și i-a spus lui George că nu te mai pune cu Andrada, că noi suntem șmecher, înseamnă că și tu ai greșit. Da, Nicos, dacă tu spui că eu am spus cuvintele, când o să vrei tu să dai înregistrarea, să o dai. Cuvintele pe care tu le spui, eu nu le-am spus niciodată. Și repet că eu am sunat pe mama, cum o sun pe fiecare zi și pe fiecare dimineață. Eu i-am povestit ce se întâmplă, cum mereu îi povestesc. Adică, cred că tot stafful poate să confirme faptul că eu sunt mereu un telefon cu mama. Numai mereu, eu sunt, mereu. Numai eu sunt criticat, Andrada, că îi spun lui tata ce se întâmplă. Dar mama este un pic mai sensibilă. Și Andrada, dacă tu nu ai fi spus o grămadă de chestii în acel mesaj sau apel pe care l-ai avut cu mama ta, cu siguranță nu era deranj atât de mare cât să mă sune Alexandru. Înțelegi? Crede-mă ce spun. Crede-mă. Mama a lăsat dominicană de acum, fără telefon. Nu știu ce i-a zis. Eu de acolo nu am mai vorbit, că spun eu că cu siguranță maică ta, cu siguranță maică ta nu a mințit. Se dramatizează prea rău. E logic. Cum adică tu de acolo nu mai știi atâta timp cât mai înainte ai afirmat că George, ți s-a cerut să ne respectăm, nu să ne evităm. Cum adică ai dat așa pe Tom Paici că mi-a spus doar ce s-a întâmplat acum? Meda, Meda, mama nostru. Meda, da, te rog eu frumos, Meda, să nu mai întreb pe Andrada ce se întâmplă, că ia foc George și iau foc și eu și după aia scop pe gură foarte multe prostii. Dar n-are mă nicio treabă, nu mai faci acum din țânțara să mă star Nicos. Am înțeles ce a zis Meda, a întrebat, m-a pus pe ecran. Am da, avut ce am avut de spus și atât tot. A ieșit un tam-tam acum din cauza întrebării. Nu a ieșit tam-tam, vorbim normal. Nu cred că... E normal, voi aveți adevărul vostru, ea are adevărul. Așa, și l-am rugat pe George. Stai puțin, vorbim, nu este nicio problemă. Vorbim, purtăm un dialog. Nu, nu a ridicat vocea nimeni. Nu ai purtat un dialog, George. Din câte observ, eu a trebuit să ridic tonul, la fel ca mă refer la dialogul meu cu Andrada. Hai să dialogul meu cu tine. George. Așa, frumos, așa, frumos. George. Așa se discută. Păi da, nu, m-ai forțat să ridic tonul, că altfel nu pot să mă aud. Haide, mai vorbește, hai vorbește pe tonul tău. Am înțeles, pe tonul meu, mulțumesc din suflet. Eu am spus doar atâta. Cum tu ai stropul tău de adevăr în situația asta și Andrada are stropul ei de adevăr. Fiecare este liber. Bine, eu am spus adevărul meu atunci. Nico s-a spus adevărul meu, dar eu nu l-am ascultat pe altul, George. Care este punctul? În discuția mea, cu Andrada, am spus că de ce o minți pe Meda? Da, ai spus că ce îi spui tu acolo lui Meda, ai spus adevărul. Ai spus adevărul tău. Da, a spus adevărul tău, nu a spus. Auzi, Andrada, de ce o minți pe Meda? Da, dar dacă i-ar fi spus Mădălina Medei situația, nu te-ai fi supărat, George. Da, eu am spus, Andrada, de ce o minți pe Meda, nu mai încerca să mă dați cuvinte pe gură. Nu, indirect. Dar ai spus de ce spui versiunea ta, ca și cum că în tot ceea ce am spus, spus nu există Andrada, adevăr. Am spus că tu ești corectă. Andrada, altfel nu vorbesc cu corectă. Dacă îi spunea Mădălina, asta am spus. Deci eu, ia cuvintele mele. Stai un pic, tu mă consideri pe mine, mincinoasă și celelalte au toate dreptate, nu? Andrada. Corect. Dar de ce nu ești imparțial, George? Chiar dacă ai iubită, de ce nu ești imparțial? Andrada, folosește cuvintele mele, te rog frumos. Ale mele. Bine, bine, că nu mi... vorbesc cu corectele. Okay, asta ce Andrada. Înseamnă? Asta înseamnă un fel de ironie, ca Andrada, și cum eu sunt unica corectă și... Scuză-mă că-ți spun. Da? Că mint sau că spun adevărul, folosește cuvintele mele. De unde știi tu ce s-a întâmplat acasă? Dar ți se pare ție că am venit și am spus că mint pe Meda? Hmm? Te întreb. Da, am venit să spun că mi-s Meda. Eu știu adevărul meu. Măi, Andrada, ce s-a întâmplat Mădălina, acasă? Mădălina, versiunea care este aici, acasă, o vedem toți. Dar acasă se întâmplă alte lucruri și acasă ne comportăm altfel, nu ne comportăm ca în emisiune. Asta vreau să înțeleg. Vreau să te întreb încă o dată, ce s-a întâmplat? Mădălina,
Mădălina, bă, când am venit acolo, m-ai ajutat. Când m-ai văzut în fața lui, că trebuie să dau numele, Leile, m-ai ajutat. Dar când eram acasă... În fața cui te-am ajutat? Leile. Când am ajutat în fața? Ca să cobor din autobuz. Și când mi-ai luat valiza. Regulile ca să-i primi. Andrada! Dar în Andrada, momentul în care eram sus acolo, timp a fost în carantină, eu îți duceam valiza, așa că să-ți fie rușine. Care în carantină? Eu n-am venit la emisiune, Mădălina! Au fost zile când ea a rămas și tu veneai la emisiune, crede-mă că eu îți duceam valiza. Odată am venit la emisiune, odată și în rest nici tu nu puteai să duci pe a ta pentru că aveai cârcelul. Aia le ducea pe amândouă și Leila. Au fost zile în care eu duceam valiza, nu mai minții. Odată s-a întâmplat, Mădălina, odată. Nu mai duci ăsta 10 ani, când am săturat. Mădălina, odată s-a întâmplat. Tu nici pe ta nu ți-o aduceai valiza. O ducea aia. Mădălina, o ducea aia valiza ta pentru că aveai cu ce. Băi, dar ce aveți, mă, cu ea? Gata, lăsați-o pe aceea. Am întrebat-o ceva. De ce vă supărați atât de tare pe ea? Bună ziua! Bună, George! Ia zi, continuă! Nervos tare! Nu sunt nervos, domnișoara Cristina, dar dacă producția m-a aruncat acolo pe ecranul ăla, ce să fac? Nu, George, eu mă bucur foarte tare că ai decis să vorbești și chiar aș vrea să faceți o dată pentru totdeauna lumină în acest caz. Pentru că s-au purtat numeroase discuții și cel mai bine ar fi ca cei de acasă, voi, să înțelegeți. Să spună domnișoara Cristina Andrada ce are despre fete și așa putem și noi să detaliem acest lucru. Tot acolo bați, tu tot acolo bați. Dacă domnișoara Cristina a venit și a spus să se facă lumină, țin să-ți reamintesc... Să se facă lumină și de ce? Andrada, țin să-ți reamintesc... În capul meu și nu știți adevărul. Andrada, țin să-ți reamintesc că nu ele au adus în discuție subiectul ăsta, ci tu l-ai adus acum ceva timp prin faptul că te-ai depărtat de ele pentru că nu ți-a convenit ție nu știu ce. Da, misterul, da. Misterul, misterul de care vorbește, misterul de care vorbește domnișoara Cristina, ăsta este. Tu încerci acum să scoți din subiectul ăsta ceva care nu are niciun sens. Andrada, acum, și de acolo a început. Nu înțelegi că domnișoara Cristina la asta se referă? De acolo sunt a început. Sunt acțiuni, am mai spus și mai repede 1000 de ori, sunt acțiuni okay. care pe mine m-au deranjat, okay, toată care lumea, ele l-au făcut față de Andrada, mine. Ok? Toată lumea vrea și să... în momentul în care mi-am scrântit glezna, au făcut mult mai multe gesturi care m-au deranjat și le-am spus. De ce toată vrei lumea le vrea să le spui? Da, le-am spus, doamna Cristina, de exemplu, când i-am zis aiei să mute și mie scaunul, a rugat-o frumos să mi-l mute în baie, i-a zis, spune-i lui Mariana. În momentul în care eram aici, Mădălina m-a ajutat și în fața unei colegi de staff m-a ajutat. Și când eram acasă, nu știa niciuna cum să se mai ferească de mine, pentru că le era frică că le cer ceva, vreun pahar sau vreun ceva, pentru că nu puteam să mă mișc. Chestii din astea, mici gesturi care frică, m-au îndepărtat. Astea. Era frică. Și aici, și aici, și aici, și aici. Dar s-a întâmplat și m-au evitat. George. Și aici m-au evitat, pentru că le era frică să le cer ceva. Nu, stai. Ea nu știe doar de tine. Ia, lasă-o pe aia, te rog, Maria. Nu vrei să spui tu de ce nu prea vorbeam noi cu tine? De ce? Că se ajungea poate în altă parte discuția dintre noi? Te rog frumos să continui. Păi spune! Păi nu, eu nu știu! Păi spune, de ce fugeai tu de noi tot timpul ca să vorbești în cameră și nu vorbeai de față cu noi? Pentru că eu vorbeam... De ce nu puteam la mariunele lucruri față de tine? Dar nu știu de ce! Păi de ce? Păi nu știu, și de ce? Și foarte că vorbeai cu Andrada. Zi-mie. Nu știu ea. Nu știu dacă nu spune. Nu, asta încerc să înțeleg, că vorbea cu Andrada. Păi dar de ce nu spui? Dar n-a nicio legătură, Andrei, este un prieten. O să spun, așa că nu ne mai învinovăți pe noi. Cât timp tu fugeai de lângă noi, vorbeai la telefon. Asta e vorba, când eram în picioare, aia, când eram în picioare, am vorbit despre... Păi de când erai în picioare ne-am îndepărtat. Ok, azi v-ați îndepărtat. Tu de noi, de când erai în picioare te-ai îndepărtat de noi. Păi stai un pic, că te-ai spus altceva acum. Ai spus că v-ați îndepărtat și voi de noi pentru că nu aveți încredere, pentru că cine știe cu cine vorbeam eu la telefon. Prima dată ai început tu. Voi v-ați îndepărtat de Andrada de teamă ca nu cumva anumite lucruri să ajungă la Marinescu? Și de ce v-ați îndepărtat? Păi uite, da, de ce? Tu vii în emisiune și afiindcă nu am încredere, nu există prietenie, nu am încredere în fete, fetele nu știu ce mai fac, fetele nu știu ce și tu vrei să am încredere în tine. Nu am zis că nu am încredere, dar ce Mădălina, Mădălina, eu n-am zis că n-am încredere, am zis că m-au deranjat acțiunile ale voastre care le-ați... Hai să-ți mai zic ceva, Andrada, din atâta, uite atâta material ai făcut. Bravo!
sunt 3 săptămâni, tot de asta vorbim. Bravo, Andrada. Ce vrei să faci? Ce ai ieșit, Andrada? Mai mult de atât, ce să-ți iasă? Bravo, Andrada. Ce să-ți iasă? Păi noi venim și îți spunem, tu tot spui că... Vezi, Doamne, adevărul, adevărul, adevărul. Noi venim și îți spunem de fiecare dată, spune adevărul. Nu, Doamne, Cristina, e doar o chestie mitifică. Doar o chestie mitifică. George, să spună punctul de vedere. Eu cel puțin m-am plictisit. Și dacă m-am plictisit eu, s-au plictisit. Ok, dacă te-ai plictisit, eu nu m-am plictisit, pentru că încă nu înțeleg. Nu s-a plictisit, dacă te va termina. Și de ce nu vii acasă? De ce nu vii acasă? Îmi bat la ușă. Măi, mă, de la vină, ca să rezolvăm problema. Păi de ce te rezolvați acasă? Andrada, ți-a aduce aminte, am mai vorbit odată în grădină. Măi, în grădină și rezolvăm problema. Mădălina, n-ai venit niciodată, vrei Mădălina, să vin eu niciodată. Mădălina, în grădină a fost acum 3 luni când încă stăteam cu Alex, nu are nicio legătură. Acum 10 ani. Pe mine, fii atent, hai să spun. Gesturile care au fost de la început până când mi-arunc piciorul au fost atât de banale încât ai văzut. Nu m-am îndepărtat de voi pentru chestia aia. Mai mult m-a deranjat altceva, Mădălina. Ce? Eu am izbunit în momentul în care mi-a rupt piciorul și m-am chinuit toată luna. Asta m-a deranjat, gesturile față de mine. Asta m-a deranjat cel mai mult. Pentru că alte chestii, ok. Suntem aici, suntem într-o competiție, poate nu au încredere în mine, cine știe, nu mă interesează. Păi uite, mai devreme când... Mă îndepărtez de ele, aia e... Dar mai devreme când spuneai lucrurile acestea, aia se uita spre Mădălina și râdea ironic. Păi dar eu nu știu ce au ele, eu nu știu. Eu le-am spus și vă rog frumos să vorbiți dacă știți ceva. Mie nu mi-este frică de nimic. Am venit aici, am vorbit. Dacă mi-era frică de ceva, nu mai vorbeam de nimic. Zi aia. Era vorba de scaun, da. Scaunul îl duceam eu tot timpul în baie. Doar că Andrada se pricepe cel mai bine la minciune. Andrada te minte pe față fără nicio problemă. Eu cunosc pe Andrada destul de bine. Știu foarte bine că minte, da, tocmai de aia nici nu mă... Eu am auzit nici de câte ori v-ați certat că nu voi iese de scaunul. Nu vorbeam de scaun, vorbeam de bagaj. Nu, nu, nu. Acasă vorbim de bagaj. Să nu vorbim și de asta, Alexandra. Tu spuneai că nu sunt obligată să-ți fac eu lucrurile astea. Asta să am nu auzit. Vorbim de asta, asta am auzit-o și eu din gura ta. De... Da, vorbeam de scaun acum. Scaunul l-am dus eu tot timpul în baie. Da, dar de ce? Da, dar e tu, eu am auzit când te certai cu ea acasă, eram pe hol, te-am auzit când te certai cu ea acasă și ai spus, Andrada, eu nu sunt obligată să fac ceva pentru... Asta a fost după... Nu. Nu, Mădălina, nu. Nu minte, certau. Mădălina, te rog, eram acolo, Andrada. Mădălina, nu te mai lasă, Mădălina, nu te mai lasă. Ia, lasă-le puțin, Alexandra, să înțeleg cum se treaba. Nu. Deci cum se treaba, Mădălina, minte, Andrada? Da. Nu mint, Mădălina, nu mint. Acel moment... Nu mint. Băi, Andrada, eram Mădălina acolo și i-ai spus, Mădălina. Măi, Mădălina, dar cum se face de te doare piciorul de 2 zile? Să-ți fie rușine. Și eu, când Mădălina am auzit, mi-am luat telefonul și am okay, plecat. Ok, ok, erai acolo, era dar... Era vrăjeală și nu, 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 nu. În momentul în care i-am mai zis, nu, a ei, să mă scaunul, a zis, te rog frumos, nu, spune Mariana. Am ciocănit la ușă, ce-am zis Mariane. Nu mai țin la joc. Lasă, că e normal să nu știi nimic, dacă zile sau 5 zile am dus doar eu. E normal să nu știi, doamna Cristina, nimic, pentru că este mereu în convorbire cu George. Hai, lasă, nu băga asta. Lasă, nu mai băga asta. Apropo de George... George, alaltieri, dacă nu mă înșel, treceai prin fața cabinei mele și fără să vreau am prins o discuție. Comunicai cu cineva și spuneai, citez, ce ai făcut, mă? Te-a sunat aia, iar n-a băgat în belele, ce ți-a spus? Vorbeai cu Alexandru? Spuneai, iar acum acesta este planul ei. Eu? Da, da. Când? Acum 3 zile, ai trecut prin fața cabinei mele. Aia? Nu, nu, nu. Adică... Tu vorbeai la telefon cu cineva. Ai trecut prin fața cabinei mele și fără să vreau am prins discuția. Îi spuneai persoanei respective. Ce-a făcut, mă? Te-a sunat Andrada, iar ne-a băgat asta, l-a sunat și pe ăla. La cine te refereai? Sau despre ce era? Domnișoara Cristina, nu există așa ceva. În primul rând, Alexandru pe mine m-a sunat acasă, odată, dimineața la 1 și atât. Eu n-am mai vorbit subiectul Andrada. Absolut deloc. Nu știu ce ați auzit dumneavoastră. Bine, ok, hai să dăm uitării. Acum, în timp ce eu vorbeam cu fetele, tu spuneai următorul lucru. Acesta este planul ei. La ce plan te referi? Da, domnișoara Cristina, din punctul meu de vedere, să joacă cu nervii noștri, a prins foarte bine unde trebuie. Andrada a dispărut de foarte mult timp din această casă. De vreo 3 săptămâni sau de 2 săptămâni de când se ține acest scandal pe care ea singură nu vrea să îl ucideze. Este, apare mereu, 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 mereu cu acest subiect. Bravo ei, ce pot să-i zic? Și tu ce plan ai? Dacă eu am plan, tu ce plan ai? Eu am plan? Păi da, dacă tu și ce plan ai mea, spune-mi. Vrei să spun? Eu n-am probleme. În legătură cu strategia care vrei să o faci tu cu Mănici și cine vrea să-i mai dea voturile Mădălinei. În momentul în care Mădălina va ieși favorită, voi vreți
veți da în Alexandra în așa fel încât să ia cecul Mădălina. Ăsta este planul. Da, Andrada. Andrada, da. Da, ai dreptate, mai... ai mare dreptate. Nu mai râdeți, nu mai râdeți că știți foarte bine. Da, Andrada. Da, e punctul meu de vedere. Așa e, punctul tău de vedere și eu ți-l respect. Ia zi, Alexandra, tu ce are logică. Bine, Alexandra, n-are logică. După ce, dacă Mădălina va ieși favorită, ei nu au cum să vină să dea mine, pentru că din nou vor crede că mă vor face victimă, deci nu are nicio legătură ce bine, spune Andrada aici acum. Andrada, ai dreptate, iar, tu ca de fiecare dată. Este punctul meu de vedere. E bine că te contrazice femeia pe care tu o acuzi. Doboare de 6 luni de zile prin a nu mai părea victimă în fața publicului de acasă. Iar dacă Mădălina iese favorită, nu are cum să facă același lucru care l-au făcut timp de 6 luni de zile. N-are, au vrut să te doboare din poziția de favorit pentru a te elimina. Nu, da. Ea a spus că mă doboară din poziția de favorită ca să mă atace din nou. Așa a spus Andrada. Și eu te întreb, crezi că vor asta ca să te elimine? A, da, asta e normal. Nu, Alexandra. Da. Am și eu ceva de spus, vă rog frumos, în discuția de mai devreme, când George s-a implicat. Eu sunt de părere că dacă Mădălina îi povestea Medei varianta ei, nu s-ar fi supărat atât de tare George. Niciodată nu-i povestea. Exact, nu. Dacă ar fi spus Mădălina ce credea despre cearta dintre fete și Andrada, nu s-ar mai fi supărat George de atât de rău. Nu, și i-ar fi plăcut de fapt. I-ar fi plăcut, de fapt, din partea lui George, ca Meda să afle varianta lor. Pentru că, la urma urmei, varianta Mădălinei le susține propria cauză. Domnișoara Cristina, da. Dacă luăm, dacă și cu parcă acum, dacă ăla n-ar fi vorbit, dacă ăla n-ar fi făcut și creăm o grămadă de ipoteze, nu știu unde ajungem. Dacă și cu parcă, ia să ajungem din nou la Nico și să-l întrebăm. Ce părere ai tu despre Romeo? Are coloană vertebrală? S-a dat după cum bate vântul? Domnișoara Cristina, în primul și în primul rând, voi începe cu următorul aspect. Toleranța lui Romeo este într-o stare deplorabilă, deoarece pe zi ce trece devine tot mai vulnerabil când vine vorba de psihic. În al doilea rând, el nu este o persoană imparțială, așa îi place să se numească și să fie crezut de către cei de acasă sau de ceilalți concurenți. Dar cum este? Chiar l-am prins de foarte multe ori când petrece foarte mult timp cu brigada la hotel. Nu vreau să spun ce activități, că nu sunt niște activități extraordinar de ilicite, dar petrece foarte mult timp. Deci, clar, nu este imparțial nici măcar o secundă. În al treilea rând, nu că mi-e teamă, dar am ajuns la concluzia că pot purta un dialog cu Romeo, dar să nu treacă de 5 minute. Că după 5 minute, nervii lui sunt întinși la maxim și urmează să aibă o reacție destul de neplăcută, pot spune. La adresa ta sau în general? La adresa oricărui participant în discuție cu el. Inclusiv al lui Marinescu? Inclusiv, bineînțeles. Domnișoara Cristina, da. Nicos aberează. În primul rând, eu nu am venit în această casă pentru a-mi face dușmani, să fiu împotriva tuturor. Cum e el? Adevărat. Faptul că mă înțeleg ok cu băieții și trebuie să conviețuim atât la hotel cât și aici și mâncăm împreună și mai schimbăm câteva vorbe, nu înseamnă că nu pot fi imparțial. Și nu știu la ce se referă el, nu știu, m-a acuzat că m-am băgat între Alexandra sau că o caut pe Alexandra, de el asta face același lucru. El susține că îl respectă pe Codruț atât cât pe Alexandra, dar el până acum câteva zile a căutat mereu să dea în Alexandra prin glume, prin unele chestii, știind că îl deranjează pe Codruț. Cred că e cel mai puțin în măsură să zic aceste lucruri. Ok, da, și ca și argument la ceea ce spui tu acum, mă voi... Voi fi repetitiv, dar cum ești mereu, sunt de părere. Același lucru spui, de când ai venit. Și am să normal, spun până când, înțelegeți, odată trebuie până să vă când mai voi reuși să-mi induc propriul meu adevăr. Domnșoara Cristina, da. Eu nu am avut nici măcar o secundă planul să fac ceva către Alexandra, dar din moment ce ea personal mi-a oferit mie un cadou, m-a făcut să-i acord mai multă atenție. Și în al doilea rând, Romeo, să spun sincer, tu dacă ai părăsit această competiție în gala de poimâine și te-ar opri un om pe stradă, salut Romeo, ce ai făcut tu la puterea dragostei? Tu singurul lucru pe care poți să-l spui este următorul lucru. M-am certat cu Alexandra. Tu altă activitate nu ai avut în această competiție și în continuare dai dovadă că ești doar un stalker care urmărește fiecare pas al unui concurent pe care nu-l suportă. Nu e deloc adevărat. Păi atunci dovedește. Atâta timp cât cred că mi-am dat cu părerea și despre Codruț și despre Marinescu, am avut și cu George, despre toată lumea. Fugitiv. Alexandra m-a atacat în mod indirect cât părerea și direct ta. Prin faptul că m-a folosit, prin faptul că a zis că sunt fake, prin faptul că am zis că
nu am față de ea să mă uit la mine, prin multe alte chestii. Fii atent, Romeo. Și atâta timp cât eu, lasă-mă să vorbesc, te rog frumos că eu te-am lăsat. Atâta timp cât, nu știu, mie mi-e drag, Codruț, indiferent de ce s-a întâmplat între noi, mie mi se pare că Alexandra îl folosește. Nu știu în ce scop, dar... Auzi, Romeo, dar tu te-ai simțit folosit sau ne spui despre acest lucru doar Cristina, pentru că ea... Domnișoara Cristina, dați-mi voie să vă explic un pic. Nici măcar o clipă nu m-am simțit folosit, pentru că o să o bat pe Alexandra cu propriile ei argumente. Ea, când am venit eu în casă, după puțin timp, a spus că m-a citit și sunt pervers și vreau să o folosesc. Și la fel cum vreau să fac și cu Adriana și cu Diana și nu știu ce. Ei, păi dacă eu sunt ăla care folosește și dacă ea avea în cap să mă folosească pe mine, de ce în momentul când a aflat de acel material, nu material, de ce când a aflat că am vrut să fac materiale cu ea, ea s-a oprit din a mă folosi, deși încă nu obținuse nimic în ceea ce îl privește pe Codruț. Ba da, am obținut. Păi era subiectul. Ce ai obținut? Eu frumos, pentru că, Romeo, pentru că tu te-ai oprit înainte să-ți duci folosința la bun sfârșit. Păi asta e problema, că eu vorbisem cu Codruț de acasă. Vorbisem deja cu Codruț. Ce vorbisești cu Codruț? O zi înainte, dacă nu mă înșel. O zi înainte, cu mine. Sau cu două zile înainte, ascult. Bă, o zi înainte tu spui mie că tu mă bați pe mine cu argumentele mele, dar tu nu mă lași să vorbesc? Păi hai, te rog frumos. Tu nu mă lași să vorbesc? Da, stai puțin, Nicos, te rog. Nu, ideea este în felul următor. După ce ți-am dat eu acea brățară, automat... Nu, înainte de brățară, când am intrat eu în casă în prima săptămână, tu ai zis că eu am vrut să fac materiale la hotel, pentru că eu habar n-aveam ce se petrece aici, cum e cu materialele. Da, este foarte adevărat. M-ai băgat în niște chestii în care habar nu aveam, pentru că a fost în căpșorul ăla tău și tu din momentul ăla te-ai supărat. Și eu n-am mai vrut să vorbesc cu tine, pentru că tu nu știi să comunici. Da. Eu am vrut să comunic cu Cristina. Nu mai vreau să mai dau niciun argument. Păi nu ai ce să spui, că așa este. Cristina. În momentul de față, orice a scoate eu pe gură, el mă oprește, caut argumente, dar vede destul de bine că eu nu pot să-i le dau din cauza. Uitați, în momentul de față, să vă putem înțelege. Ok, dacă tot, nu mai vreau să-i mai dau niciun argument, vreau să-mi aducă screen-urile despre care vorbea. Pur și simplu, am primit niște screen-uri random, nu am căutat, nu mă interesează persoana Alexandrei în mod direct. Și eu m-am dus la Codruț și am zis, uite ce am primit, din respect pentru el. Dar nu am zis că ai căutat, toate eu chestiile am zis ce ai făcut. Alexandra a continuat cu toate chestiile astea, încercând să se scuze sau să explice că acele screen-uri nu sunt adevărate. Eu din contră nu am dat curs subiectului. Nu e adevărat, Alexandra, aici am minț. Ai vorbit toată ziua. În legătură cu alte subiecte. L-am întrebat pe George în spate ce scria, pentru că eram curioasă ce scria în acele screen-uri. George mi-a spus și i-am spus destul de clar că fix aceleași lucruri le-am primit și bine, eu. Bine, nu mai vreau să știu nimic despre acest subiect, a fost mult prea mult, cei de acasă se vor plictisi. Cred că sunt cam reale acele screen-uri, domnșoara Cristina. Da, dacă sunt sau nu reale, este problema lui Codruț, pentru că el acceptă această situație, așa cum spuneau ceilalți colegi ai lui. Da. Codruț ar trebui să-și dea seama în ce postură este pus și să se gândească dacă vrea să accepte sau nu, este strict decizia lui. Un băiat matur. Nu trebuie să-i deschidă nimeni ochii, iar băieții care o caută pe Alexandra au un anumit motiv, pentru că știe că Alexandra dă curs la orice și se creează dita mai tamtamul și sunt acolo pe televizor. Auzi, care sunt acei băieți? Ei, care o caută? Nicos, Romeo, Marinescu. Nu vrea să mai iasă. Și Marinescu? O, Marinescu în ultimul timp mă caută și pe mine. Da, nu l-am văzut pe Marinescu în ultimul timp. Păi asta. E îndrăgostit, a spus. Ia Marinescu. Astăzi într-un an cu Codruț a avut treabă. Da? Dacă așa tu crezi, Codruț, că eu o caut pe Alexandra prin faptul că eu ți-am spus ție că am primit niște screen-uri și am vrut să te întreb, Romeo, oare e adevărat sau nu, pentru că eu n-am de unde în general, să știu dacă Romeo sunt autentice sau Romeo, nu. Romeo, mă refer în general. Și dacă tu crezi general, că nu neapărat eu o caut pe ea prin faptul că ea spune că eu n-am avut niciodată sentimente pentru Codruț, am asistat la o convorbire între Alex și ea și eu am intrat doar ca și un om curios, că sunt foarte curios de fel. Și am zis, bă, cum n-ai sentimente pentru acest om? De ce te mai afli într-o relație cu el dacă n-ai sentimente? Asta nu înseamnă că eu o caut pe Alexandra, pentru că i-am pus o simplă întrebare. Asta a fost tot. Îmi cer scuze atunci. Da. Bun, și Marinescu de ce o caută? Sau de ce te caută? Pe mine, Marinescu? Da, da. Păi nevorbit. Păi și ce subiect abordați voi? Duce lipsă de atenție, nu mai are multe subiecte, nu mai creează, s-a cam plictisit, e obosit, e pus pe modul off.
Și acum vă dați seama că nu are nicio treabă, domnișoara Cristina. Asta e părerea mea. Nu, Codruț, nu, nici măcar atât. Marinescu a început să-l caute pe Codruț în momentul de față de frica faptului că îl vede că apare mai mereu pe sticlă. Deci în ultimele două săptămâni cel puțin, Codruț apare foarte mult pe sticlă. Și este frică ca nu cumva Codruț să-i ia locul. Alexandra, asta este problema este alta. Marinescu, hai să-ți mai spun un lucru. Tu spuneai că n-ai ce vorbi cu el, acum îl cauți pe el? Nu, fii atentă, fiți atentă. Codruț, întoarce-te către cadru, frumos, okay. Te rog. Haideți să vă spun, Codruț, domnișoara Cristina, nu mă interesează cât de mult apare un concurent aici în emisiune pe sticlă. Important este cu ce apar, că eu prefer să apar 5 minute în această emisiune din alea 3 ore sau cât sunt, dacă cu ceva bun, decât să apar ca tine, Codruț, sau ca tine, Alexandra, trei sferturi de emisiune cu mahala și cu și să tac, să nu spun absolut dacă nimic. Dacă nu-ți convine, credeți-mă, acolo e da. Se pare că ești tras în momentul de la Codruț, stai puțin. Codruț, în măsură, tu ești tras în momentul să-ți dai seama sau să dai cu părerea despre ce vorbesc eu sau ce fac eu. Vorbesc ce vreau. Eu nu-ți convine, poți să pleci afară. Alea 5 minute în care apar eu pe sticlă de la un timp în care vorbesc e ceva educativ, sunt de interes maxim pentru lumea de acasă. Da, am văzut ce acasă, maxim da. Ai venit să dai credem. Imagina că nu se spală și că ai cumperi un capor. Crede-mă, lumea dă, auzi, Alexandra, lumea dă fast forward până îl găsește pe Marinescu, ascultă ce zice Marinescu și după închide, că n-are ce să facă la voi. Dar ce spune Marinescu constructiv? Să vă zic eu, să vă zic eu pe drept acum. Hai să-ți dau un exemplu foarte bun. Tu săptămâna asta, dacă nu mă știu el, sau săptămâna trecută ai venit să o atași pe Mădălina, că nu se spală. Așa? Asta este asta sunt niște lucruri frumoase spuse din gura unui bărbat și lucruri importante, atât de importante au fost lucrurile. Sunt curios și eu, dacă este constructive face Marinescu în această Alexandra. Ce face la lui? Dacă, ce face la lui? Dar ce face? Domnișoara Cristina. Băi, lasă-mă, mai oprește-te că vorbești de acolo. Vorbiți pe rând, ca să vă puteți înțelege, măi. Dă-mi un exemplu de ceva constructiv sau un exemplu de urmat. Alexandra, dacă eu aș fi vorbit prost, și de alea când i-ai zis Mădălinei că îi aduc șampon sau de anatura Caterinca, crede-mă că aș fi primit hate. Ba, n-am primit hate, am primit numai aprecie. Nu s-a difuzat. Înțelegi ce zic? Nu s-a difuzat. Apropo de acel material, și dacă tot nu s-a difuzat, eu îl aveam pregătit pentru gală, dar pentru că m-au luat evenimentele prin surprindere, nu l-am mai dezbătut. Și am o propunere. Haideți să-l vedem și să-l dezbatem acum, pentru că Marinescu și așa nu i-a adus șamponul promis Mădălinei. Prin urmare, haideți să-l urmărim. Mădălina, cu lucruri, că zicea că e rușine de tatăl ei. Eu am văzut că mai nou nu-i mai rușine Mădălinei de taicăsu și am văzut că în toate postazele cu tine. Se tăvălește pe jos. Exagerez un pic, bă, Marne. Nu, exagerez. Nu, mi-e super ceva ieșit din comun, sunt cuplu până la urmă. Băi, nu e așa? Mă, nu e așa? De ceva timp împreună. Plictisitor eu? Codruț, a trecut o zi. Tu ești conștient că la acest subiect nu-ți dau curs nicio nicia. Subiectul ăsta ți-l închid eu. Auzi? Vezi că ai făcut și tu, i-ai făcut și Monei cadou niște Adidas și am văzut la story la Jitaru că mai nou Mona i-a dat lui Jitaru Adidas-i și folosește pe post de papuci când tunde, când e frizer. Ca să înțelegi. Râdeți în nas, dar nu știți despre ce e vorba. Să ne înțelegem. Nu bate mie în palme. Nu, chiar e adevărat, bravo. Băi, la mișto, nici măcar n-ai văzut. Nu, Marinescu e un om foarte inteligent, ce? Și a dat seama de lucrurile astea. Este ia Marinescu, grav, spune. Te întrebam, l-am întrebat și eu pe George și George nu e în stare să vorbească cu mine, că hai să nu-mi dea satisfacție. Dar vorbește cu mine dacă George da, te întrebam și eu, că ai spus că la un moment dat îți e rușine să te săruși, să te pui în anumite ipostaze pentru că o să te vadă părinții tăi de acasă. Văd așa, că mai și nou rușinea aceea nu mai există la nu tine. Mai, uite, nu mai există. Nu mai. Păi de ce? De ce? Foaie verde și ăla altceva? A, în continuare faci zici anumite lucruri și după le întorci, nu? Nu e problema ta, eu pot să zic și să fac ce vreau eu aici. Mădălina, sfântă tu sau faci falsă? Ce vrei tu. Alege, am sfântă sau falsă, am în două, le alegi, nu am două variante. Sunt ce vrei tu, nu contează. Înțelegi? Adică, haide să știm unde ne e locul și să altceva? Nu mai facem tot eu felul de aberații. Eu știu unde e locul meu, locul că la toate vă place. Altceva? Ca să înțelegi. Altceva? Vezi că pe lângă Adidas și ăia, de îi dai mereu cadou, poate îi faci cadou și un șampon de păr, se spele și pe cap, că e cam nespălată pe cap. Vai, George. Vezi că auzi? De cauză. Eu am să-ți nu te aduc un deodorant, că nu te cam miroși. Stai liniștită dacă vrei, vin acum să ne întâlnim acolo sus, cum ai dat tu atunci mâncarea ta. Ne întâlnim sus acolo și mă miros să vedem. Miros a două parfumuri.
Îți cumperi șampon de seară, te rog. Înțelegi? Îți cumperi șampon. Tu știi cât de primesc eu? Da, e tot internetul plin. Dar se spală fiecare zi pe cap. Ce da, Mariana, nu m-am văzut. Știi că mă disperam. Ce vorbim? Îți cumperi un șampon de seară, iubire. Haide, George. Dar pe mine nu mă deranjează, pentru că eu știu ce sunt. Atunci nu mai da replică care nu-i deodorant. Dar nu, începând de acum dau... Dau cât vreau eu. Îți iei un șampon și... Lasă! Păi da, scoți, băi, băi. Cumperi șampon, să nu uiți, mâine să vii cu șamponul. Îți cumpăr eu. Și îți cumpăr eu. Și îți cumpăr și Adidas și cumpăr și lui Adidas, că văd că George face cadou tuturor persoanelor, tuturor iubitele lui. Adidas. Îți plac? Eu cred că când era în copilărie... Îți plac? Acam... Ce? Îți plac Adidas-ii mei? Ia, stai să-i văd, că nu-i... Ia, uite-te. Ia, arată-mi. Arată-i sus aici, arată-i sus aici. Îi vezi? Care? Da, cred că ți-a luat cu număr. Iubire. Cred că ți-a luat cu două numere mai mici, că mergea într-un picior în gală. Da? Data viitoare măcar, George, să ieși tu cu un număr. Data viitoare să merg în... Înțelegi? În mâini. Nu, George, dar eu cred că tu când ai fost mic ai fost cam desculț, așa că văd că... Știi? Adică eu am fetișuri cu bine picioarele femeilor, tu văd cu ai cu Adidas și te întreb și eu, în momentul în care faci dragoste cu o femeie, o încalți, te întreb și eu. Da. Da. Ceva vreau să spun și eu repede, așa fost. Te rog. Dacă nu i-am dat curs, atunci nu-i dau nici acum. Auzi, Marinescu, dar nu ți-e teamă că cei de acasă te-ar putea critica pentru faptul că îi spui Mădălinei că îi cumperi un șampon și așa? No, domnișoara Cristina, păi cei de acasă au văzut treaba asta de când a intrat în competiție. Eu acum nu m-am putut, domnișoara Cristina, nu pot câteodată să-mi ai vrea tu să te speli cât trebuie să dau eu. Tot ai ceea ce vine din mine. Dar tu nici măcar nu știi. Da, auziți? Băi, Mădălina, George, eu nu sunt o persoană rea. Nu? Doar că mi-ai spun părerea aici de față cu toată ești lumea. Ești prea direct, nu? Tu nu domnișoara ești Cristina, prea, prea mai alta. Mă băiatule, tu ești mai răutate. Vreau să-mi spun și o părere. Te rog. Deci, Marinescu, nu spun nu. Poate să vină să-și dea cu părerea de inteligență, de stil vestimentar, de capacitatea lui de a vedea foarte multe lucruri. Dar în momentul când vorbim de igienă, atât exterioară, cât și corporală... Auzi, George, dar te întreb următorul lucru. Vă dau un exemplu, domnișoara Cristina, vă dau un exemplu foarte clar. Ia. Pentru că vorbește de igienă. Dacă în această... În acest platou există o cameră de luat... Miroș. De luat vederi, nu. Adevărat. O cameră de luat vederi. Vreau să mă miros, la locul tău, nu te mai apropii de mine. Vreau să pună zoom pe hainele lui, să vedeți ce înseamnă să porți o bluză din gri neagră. Ce mă? Dacă se poate să se dea zoom. Ce mă? V-am zis. Poate să vorbească orice vrea el, despre orice subiect, să abordeze. Băi, că suntem proști, nebunule, că suntem cretini. Că nu gândim orice, dată, dar să nu vorbească de igienă, pentru că atât hainele după el, cât și igiena lui din camera de hotel, nu l-a vantat. Credeți-mi. O dată îmi zici tu mie de-astea, mă. Dacă, v-am zis, dacă există o cameră cu zoom, eu vă dau scris că am dreptate. Auzi, George, până la cameră, hai să-l întrebăm pe Romeo, că tot e colegul lui. Romeo, are dreptate, George? Este Marinescu dezordonat? Puțin dezordonat, mă rog. Puțin dezordonat poate că este, dar nu este mizerabil. A zis de igienă. Își face duș, își face și seara și dimineața altădată. Eu nu m-am referit că puțin. Aha. Am zis că igiena ta... Stai jos! Vorbea de George, haine. Stai jos! Igiena lui, de haine, atât igiena lui din camera de probabil se referea la... Nu știu acum cum este cu Romeo, cât și hainele. Unele hainele pe care le poartă. Auzi? Și vin să vă mai spun că de igienă. Eu nu l-am văzut la mașina de spălat. Hai să spun o chestie. Că mă iertați pe mine. Auzi? Nu l-am văzut. Cine se aseamănă se adună. Văd că... Văd că ești cu Mădălina, okay. Care Mădălina nu spală părul, deci automat ești un... Crede-mă că dacă te-ai spălat cu noi sau dacă te-ai spălat hainele... Marinescu, nu aceste cuvinte! Ele nu și-au locul nicăieri. Domnișoara Cristina, nu! Nu! Că dumneavoastră ați oferit-o materialul. Este foarte bine. Asta voiam să te întreb mai devreme, George. Tu crezi că acest material v-a pus pe voi într-o lumină nefavorabilă sau pe el, nu, pe la jignit? Nu, dar atâta timp cât scoateți în evidență aceste lucruri care oricum s-au văzut și oamenii le-au văzut la TV,
este, din punctul meu de vedere, George, eram în mașină. Eram în mașină. Fac cinste aceste lucruri. Eram în mașină, George. V-am zis și mă repet. Îl susțin în toate argumentele pe care le are, în toate discuțiile, toate discuțiile pe care le are, dar să nu vorbească de igienă, pentru că este George, urât. George, hai să o dăm pe față, ok. Să nu vorbească. Ok, hai să ne aruncăm totul în cap. Am încheiat. George, în mașină, în drumul spre hotel, în spate acolo, da? S-a descălțat, stătea cu picioarele pe scaun, la care rare și a de mai multe ori. George, dă jos piciorul că m-ai nenorocit. Îl luaseră amețelile, nu. Domnișoara Cristina. Să vorbească Romeo! Romeo, să vorbească că picioarele mele sunt pe părul Romeo! Ia a căzut, ia a căzut părul din nas, nu mai avea păr în nas. Nu vreau să vă aud! Nu, picioarele mele stau pe scaunul lui Romeo! Nu mai vorbi! Pe scaunul lui Rares! Romeo nu era aici, nebun, dacă vrei să o dăm așa. Băi, ai uitat că e greu, mă! Ai uitat că vorbiști aici, băi, ai uitat că vorbiști de la citat, de la profesor la elev, ai uitat, nu asta. Băi, repetent, mamă, e repetent pentru mine, băi. Eu vreau să vă spun că nu am simțit. Dar de ce lăsați să vorbească, care nu am simțit niciun miros, într-adevăr. Picioarele mele stau pe scaun la Romeo și el m-a împicat la cap. Între mine, pe scaunul meu. Ia că închid conexiunea, că vorbesc cu Mădă. Mădă, de ce a coborât atât de mult nivelul Marinescu încât să te atace? Crezi că într-adevăr caută orice motiv pentru a se certa cu George? Da. Dar Marinescu a făcut asta din prima zi când a intrat în casă cu mine. Deja m-am obișnuit. Da, dar totuși față de tine a avut puțin bun simț. Da, unde a fost? Că eu nu l-am văzut. Îmi amintesc că la un moment dat da, nu aveți. Care avea nevoie de mine ca să vorbească cu Mariana sau cu Aia, atunci da. A fost cu obraz. Dar să vii să-mi spui tu mie că eu nu mă spăl, mie vine să râd, dar nu e nicio problemă. Tocmai de aceea eu aș vrea să știu cum au ajuns lucrurile între voi doi până aici. Ca asta nu înțeleg. Noi nu comunicăm mai mult de bună ziua și la revedere. N-am nimic cu băiatul ăsta. Nu mă interesează. Și totuși cum ați ajuns săptămâna trecută la astfel de discuții? Întrebați-l pe el, că de la el s-a pornit. Eu am fost afară și când m-am întors înapoi am văzut că, vezi, doamne, Mădălina nu se spală. A încercat să-l provoace pe George. Da, normal. Punctul lui sensibil sunt eu, da. Las, conchid eu, nu. Hai, Romeo, da! Mi-e foarte drag de ea, mor. Ia zi, Andra, dacă tu ești prietenă cu Marinescu, cine are dreptate? În privința asta cu spălatul? Da, da, subiectul igienă. Are dreptate Mădălina, pentru că eu știu că se spală doamna Cristina. Și chestia asta de la păr o are pentru că se spală pe fiecare dimineață și nu trebuie. Nu. Știi, la ce o are? La șamponul ăsta uscat? Nu, că și eu folosesc șampon uscat, nu. Părul ei devine așa pentru că pe fiecare dimineață se spală. Dar Marinescu se leagă de orice lucru pentru a-i atrage atenția lui George? Probabil că da. Legat de faptul că Marinescu a venit și te-a jignit, eu știu că tu te speli pe fiecare zi, că chiar la un moment dat am avut o discuție și noi două pe tema asta. Știu lucrurile astea și aici Marinescu a greșit și da, într-adevăr, te caută prin fiecare cuvânt ca să te atace, ca să-l provoace pe George, doar că George nu a vrut să-i mai dea curs. În schimb, i-a dat și dreptate lui pe acel material. Hai să facem conexiunea din nou cu Casa Băieților. Nicos și George, ce v-a apucat? Da, dușa, Cristina, îmi pare rău că mă revolt din punctul lui George de vedere pentru tot adevărul pe care și-l susține în tot sezonul 3. Adică, până la urma urmei, haide să ne evităm cu toții. George se evite cu Andrada, Maria cu Alexandra, nu știu cine cu nu știu cine și hai ce mai face la televizor. Uite, stăm. Nu? Auzi, Nicos, dar este strategia lui sau îl este influențează cineva? Este o strategie foarte prost structurată. Mm-hmm. Meda, dacă mai ai întrebări pentru Andrada, chiar trebuie să-i le pui insistent, că sunt curios ce reacție extrag eu de la George. Nicos, de fiecare dată când voi avea Da, eu chiar te rog, Meda, să vorbești și să spui tot ce vrei tu să spui. Că ce crezi, la cum te știu eu pe tine, le spui, chiar bine le spui. Te ascult, să vedem cât de mult îți deranjează pe Nicos, George. Nicos, eu mereu când o să am ceva de întrebat, stai puțin, o să întreb. Două secunde. Stai puțin, doșoara Cristina. Marinescu, opriți-vă! Când este un subiect favorabil pentru George, George dobândește un zâmbet extraordinar de cuceritor și este fericit, deoarece îi se acordă dreptate. Și mi-a spus un lucru foarte interesant. Nicos, ție nu-ți dă nimeni dreptate aici. Și are dreptate. Nu-mi dă nimeni dreptate aici. Tu ai dreptatea ta. Da, am dat dreptatea acasă. Și nu zic de public. Pe gură, am zis că tu ai dreptatea ta. George. Și în legătură cu subiectul de cu Andrada, l-am discutat. Nu știu cum să spun, n-am evitat, l-am discutat. Da, într-adevăr, l-a discutat, zi, l-a discutat, dar ai avut dreptate?
Da, spune-te, rog. Eu vă propun să continuați mâine acest subiect. Până atunci, în această seară, vă propun să urmăriți un nou episod Survivor România. Forță, culise! Până 8 ore s-au încheiat. Dar tu ce faci, Codruț, în timp ce ești în relație cu Alexandra? Stai să te uiți după mine? Ai văzut tu? Da, am văzut și eu, am observat și eu că te tot uiți după mine. Care e problema ta, că nu înțeleg? Nu știu ce manevre și ștouri faceți voi doi, dar te înșeli. Dar ce mă ștouri? Episodul trecut, nu dansa Meda și te-ai întors la mine și mi-ai spus Janez, tu? Da, da, spui că la mine și zice că ștouri. Andrei, eu ți-am spus că ai ceva de spus. Ai ceva cu mine? Îți pare rău că am venit aici? Ți este necaz că am venit aici? Că nu înțeleg. Lămurește-mă și pe mine. Alexandre. Nu, nu sunt. Eu văd că tu încerci să pentru că m-am nesimțit aici în casă. Față. Și încerci să mă provoci pe mine. Deschide ușa aia, deschide ușa aia, deschide ușa. Nu cred că se va mă ce. Se va, mă, că au pus X-ul pe... Nu știi să vorbești. Nu știi să vorbești. Mamă, stai să fii și tata. Ți-am mai zis, nu atinge. Ceea ce se întâmplă acum legat de Nikos și Meda sunt niște jocuri plănuite de acasă. Să pară că n-are rost, că nu vreau să vorbesc, am respect față de ea și dacă vorbesc în momentul de față o să fac de râs. Nu din casa asta de ceva personal. Bine, ceva personal. Bravo! Bravo! Exact când am ajuns, victima casei în această casă este Meda. Mulțumesc! M-am plictisit de falsitate, m-am plictisit de vrăjeală, îmi stă până în gât. Votați trei băieți.